just think I need space this year. Oh, you need it more, but I can't, I can't lie to you. Hope that you understand. Oh, you need it more, but I can't, I can't lie to you. Hope that you understand. I'ma keep your love in my back pocket, yeah. We ain't got the time, but we can't stop this, so I'll wait. Yeah, I'll wait, wait for you. Slow. It could be slower, less it was, better than sunrise, less it was, better than prize, less it was, better than no lies, maybe too wide. Yeah. Okay. Catch me on Sundays, it could be, well, under the rug. I might as well offer, make it two, or see it from all sides. Make it three, or listen to B-sides. Make it four, catch all the blind sides. Baby, now hide. Make it bold, here for the taking. Call it bold. Now it's on time, make it old, so I'm told, better be. Alright. Well, colder than winter, in the snow, we'll feel it below. Well, colder than all kinds, it will be. Taken for granted, it will be, well, crooked and slanted, it will be, well, more than dismantled, maybe all gone. Call it bold, well, here it can take it. Call it bold, we're ready to make it. Now it's on time, make it old, so I'm told. She is a friend of mine. I see.
Bună seara, bună seara, ora de fotbal, zi de luni. Lângă mine l-am pe invitatul meu din această seară, nimeni altul decât Tatian Șerban, pe care îl salut. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc că ai venit. Plăcere. Tatian. Ceva se întâmplă. Îmi cer scuze. Nu știu de ce se întoarce sunetul în boxa noastră. Hai că mergem mai departe așa. Se întâmplă și la case mari. Probabil până la urmă eu o să le rezolv. Așa cum am obișnuit pe cei care se uită la ora de fotbal, voi spune câteva lucruri despre cele trei echipe din Liga 3-a, că avem trei echipe din județul nostru care activează în Liga 3-a, și anume o să încep cu cei de la Unirea Bascov, penultimul meci, de fapt, etapa numărul 17, au jucat acasă cu cei de la Flacăra Corezu, au terminat cu scorul de 3-0. În acest moment sunt pe locul 7 din 10, iar ultima etapă o au, bănuiesc, în deplasare la Sporting Roșiori 2008. Mai mult ca sigur vor juca în play-out, pentru că nu au nicio șansă să prindă play-off-ul Ligii a 3-a, o altă aberație și la Liga a 3-a. De ce să spun, am văzut în Dâmbovița la Liga a 6-a. Asta e sistemul din România. Da. Bun, trecem la următoarea echipă, cei de la Câmpul Lung Mușel 2022 au avut în deplasare la SR Municipal Brașov, au câștigat cu scorul de 2-0, sunt pe primul loc în seria 5, iar următorul meci îl au acasă cu cei de la Sepsi OSK Sfântul Gheorghe 2, echipa a doua de la Sfântul Gheorghe. Așa, și avem a treia echipă din Argeș, care este în Liga 3-a, este vorba de Aro, Mușelul Câmpul Lung Mușel, au de două ori Mușel, așa, au făcut acasă 1-1 cu cei de la Blejoi, Club Sportiv Blejoi, în acest moment sunt pe locul 8 din 10, și ultima etapă o au în deplasare la CSU Plopeni. Eu nu zic decât să le urăm mult succes și baftă, așa cum ai spus. Să rămână acolo unde avem nevoie și de echipe în Liga a 3-a. Avem nevoie și de juniorilor, avem nevoie poate chiar și de seniori de la ei, la echipele mari. Să trecem la Liga a 2-a, pentru că despre Superliga nu avem cum să discutăm deocamdată. Așa. Avem aici două echipe. Avem pe cei de la CS Mioveni. În ultima etapă au avut meci în deplasare la Slatina, au terminat egal. Au terminat ultima etapă. Da. Și mi se pare că ei sunt în grupa B acum, nu, pentru că pe cei aici este în grupa A. Noi o să joace în primele 6 și o să meargă 50% au șanse să promoveze. Două echipe n-au drept de promovare, Șelimbăr și Hunedoara. Ori prind barajul, ori merg în prima ligă. Da, așa este. Sunt două echipe care n-au drept de promovare. CS Mioveni a terminat pe locul 4, parcă. Nu, pe locul 5. 5. Pe locul 5 cu 33 de puncte, locul 6 cu 32 de puncte. Iar FC Argeș, ultima etapă, așa cum bine știe toată lumea, a avut acasă un scor frumușel. O greșeală de-a lor. Am reușit să câștigăm și noi. 1-0. Așa, am terminat pe locul 16, pe 14. 14. Pe 14. Eu eram obișnuit cu PC Argeș și acum trebuie să mă uit după ACS și primul care mi-a sărit în ochi de jos în sus este ACS, viitorul Pandurii Târgu Jiu, care într-adevăr e pe 16, iar noi suntem pe locul 14 cu 24 de puncte. Ce poți spune despre Mioveni în primul rând? Vreau să-i felicit, o echipă care sunt
neplătiți de câteva luni de zile. Ce scuze. E felicit, bravo lor. Ce să mai? Mi-au demonstrat că acolo cu bani puțini au reușit să facă performanță. Noi, în vară, am adus poate cei mai buni jucători din Liga a doua, să zicem, așa, cele mai mari salarii și uitați unde suntem. Ne e frică, am ajuns să ne bucurăm că am scăpat de Liga a treia. Nu se poate așa ceva. Banii la zi, cred că avem lotul cel mai bun, părerea mea, din Liga a doua și uitați unde am ajuns. Tu ai perfectă dreptate. Până o să rezolve problema asta, disconfortul ăsta, că ne auzim în boxă, nu știu, dar ce-a plecat, pentru că Windows-ul și-a făcut niște actualizări la fel și softul, hai să ne spui un pic despre grupa asta din care facem parte, din care o să facem parte și să începem meciurile în data de 30. Mâine o să vedem cum să stabilez meciurile, mâine la 12 la Federație, or să fie tragerea la sort, să zicem așa, o să avem 3 meciuri acasă și 3 în deplasări. O să vedem, o să jucăm cu Ceahlău, Reșița, Dumbrăvița, Alexandria, Unirea Dej și Metaloglobos.
acum o să ne auzim cu siguranță. Da. Da. Ne și auzim. Suntem în direct. Okay. Da, da, o să avem aceeași problemă, o să ne auzim în boxa de acolo, dar nu e asta problemă, o rezolvăm altfel. Da. Dragilor, ce scuze, până în emisiune cu vreo oră, când pregăteam emisiunea, și-a făcut un update, făcut și un mix update și nu știu ce s-a întâmplat, că e o nebunie totală cu sunetul. Tatian, hai să revenim la FC Argeș. Discutam despre grupa A, în care este FC Argeș. Te rog, uite-te la mine, nu trebuie să acolo? Te uiți acolo. Ne ținem o discuție amândoi și hai să discutăm despre... Cum ți se pare grupa din care face parte FC Argeș? O să fie o grupă accesibilă. Avem cu Ceahlău de jucat, cu Reșița, Dumbrăvița, Metalo Globus, Unirea Dej și Alexandria. Ultimele două deja sunt căzute, părerea mea. Alexandria 9 puncte, Unirea Dej 13. Noi 24. Asta și zicea. Noi, astea 6 meciuri, eu personal mi-aș dori să văd cât mai mulți copii din centru de la FC Argeș în teren. Sunt meciuri fără miză, părerea mea. Nu avem cum să mai picăm anul ăsta. Problema noastră a sportilor, ca să zic așa, de unde s-a plecat. Dom'le, noi nu avem un președinte, nu avem un om de sport în conducere acolo. Eu zic că aici e marea problemă la noi. Trebuie să facem ceva, nu știu, de 2 ani de zile ne păcălește conducerea. Aducem un președinte, așteptăm. Când o să vină? Când o să vină acest președinte? Nu știu, aici cred eu că aici s-a rupt tot. Nu mai zic de dezastru pe care l-am avut după meci cu Dinamo. Nu știu, a fost ceva incredibil. Nu vine să cred nici acum. Aproape trecut un an de zile. Dar un an de zile în care nu se uită așa ușor și s-ar putea nu să nu se uită câțiva ani buni după aceea. Și să... Nu știu dacă șanse mai avem în momentul ăsta să prindem cumva măcar barajul de promovare în Superliga. Poate, Doamne, cine știe, face ceva și să zicem că avem vreo șansă, dar nu, hai să zicem prin absolut, vom avea șansa. Ce ar fi să picăm tot cu Dinamo la baraj? Da. Cum joacă Dinamo și ce spate are Dinamo în momentul de față, Dinamo nici la baraj nu o să mai ajungă. Se implică lumea, au venit foarte mulți bani și au făcut echipă și nu cred. Deci, părerea mea o să fie Botoșani, sigur, care o să pice și a doua o să fie voluntari. Părerea mea. Asta așa cred păi eu. Și barajul cine joacă? O să fie Universitatea lui, ziceți, al lui Mititelu și, nu știu, următoarea care o să fie. Sunt apropiate ca și puncte acolo în față. Nu știu. Eu așa le văd. Botoșan și voluntar ca direct. Una din ele la baraj o să fie Craiova, iar cealaltă o să vedem. Am văzut că ai venit cu o listuță așa de probleme. Da, prima asta a fost cu președintele clubului FC Argeș. Da, asta ne doare cel mai rău. E o problemă aici, pentru că toată lumea vrea un om profesionist care să conducă clubul FC Argeș. Din punct de vedere juridic, în acest moment nu se poate. Aduci o persoană, trecem pe Dani Coman. Hai să folosim numele. Toată lumea l-așteaptă pe Dani Coman pe vreo 2 ani de zile. Tot orașul știe că o să vină Dani Coman, dar... Manager general, că îl pui director sportiv, că îl pui, nu contează ce funcție îi dai acolo, el nu va fi mulțumit, pentru că el vrea președinte în adevăratul sens al cuvântului. În momentul ăsta îl avem pe domnul Foamete, că e președintele Consiliului Director, din punct de vedere juridic, așa trebuie să fie. Președintele este președintele Consiliului Director și mai are încă 2 membri. Acei membri sunt automat... astea, SRL-urile primăriei Pitești. Dar acolo, din punct de vedere statutar, și tu, și eu, și oricare altul care se uită la noi, poate să ajungă în Consiliul Director. Important este doar să te înscrii în ACS, campionii, fotbal club Argeș, așa, să candidezi pentru funcția de președinte și să fii ales în adunarea generală. Deci, oricine poate... Asta ar însemna ca pe Dani Coman să vină să-l,
se înscrie în asociație, să candideze pentru funcția când sunt alegerile și să îl pun așa. Niciodată, niciodată primăria municipiului Pitești nu va zice, da bă, îl punem pe Dani Coman, că despre el da. L-am luat așa ca persoană de discuție, îl punem manager general și dăm drepturi de pline ca și cum ar fi președinte de club. Nu Dani Coman nu acceptă dacă nu o să controleze clubul. El vrea să vină cu mână de fier, el să taie și el să decidă la club. Părerea mea, altfel n-ar veni. El a fost președinte pe la Astra, a avut rezultate, de vreo 2 ani de zile pe la Hermannstadt, are rezultate și la Hermannstadt, e singurul om care ar putea să facă ceva la FC Argeș. Altul nu l-aș vedea, alt președinte nu l-aș vedea. Am mai avut o promisiune mai prin vară, că ar veni Ilie Dumitrescu, că ar veni Narcis Răducan. Hai că avem un telefon, să, hai să, da, să luăm, să vedem cine este. Da? Da. Alo. Alo, bună seara, vă salut, domnul Trean. Bună seara, cine sunteți? E doar Costea, fostul președinte de fotbal de la Mihai. Vă salut și invitatul dumneavoastră. Eduard Bună Costea, da? A, de la Mihăiești. De la Mihăiești, a zis doamne. De la Mihăiești. Da, simpatiz, vă salut cu mare drag. Salut, uite ce să facem, cu mici probleme tehnice pe la calculator și până la urmă am reușit să ajungem și noi în direct și să avem sunet și să putem să discutăm. Piedi, ia zi-mi și mie, ce părere ai despre FC Argeș și despre Mioveni în același timp? Da, în momentul de față pot spune că FC Argeș traversează o perioadă mai grea, mai dificilă ca și club, ca și conducere, iar în privința celor de la Mioveni au rezultate bune. Crezi că Mioveni va promova în prima ligă? Din punctul meu de vedere, eu cred că da. Cu siguranță, dacă au ambiție, determinare și mobilizare și susținerea conducerilor clubului, cu siguranță vor promova. Gurile rele spun că FC Argeș are mari șanse ca să ajungă în Liga 3-a. Tu ce zici? Nu cred, pentru că FC Argeș a fost, este și va fi și îmi doresc să rămână simbolul echipelor din județul Argeș. Da, știu că la un moment dat, ce s-a întâmplat cu echipa de fotbal de acolo, de la Mihăiești? Da, am avut o perioadă mai dificilă, am renunțat ca și președinte să retrag echipa din campionatul județean de fotbal la Liga 5, iar acum pot să vă dau niște vești, având în vedere proiectul pe care voi... Te-a pus chiar de fotbal? Poftim? Te-a pus chiar de fotbal? Vrei să dai junior către clubul FC Argeș și CS Mioveni? Da, o să mă apuc din nou cu un nou proiect, împreună cu un domn doctor de la București, cu care dorim să facem un fel de academie sportivă pentru juniori. Proiectul este în derulare, rămâne să merg zilele viitoare la primăria din localitate, să prezentăm acest proiect. Chiar am avut o discuție și cu foștii sportivi care i-am avut în trecut la echipă. Stai, să înțeleg, academia asta o faceți doar la Mihăiești sau ceva pe județul Argeș? Pe județul Argeș, va fi o academie de juniori. De juniori și inclusiv o echipă de seniori ca să activeze în Liga 5 sau a 4-a. Da, eu îți urez mult succes, dar câți copii o să vină ei la Mihăiești să facă juniorat ca... și în același timp să biseze să ajungă la echipe precum CS Mioveni sau FC Argeș. Da, așa este, da. Dar, din punctul meu de vedere, cred că și fotbalul amator nu prea este susținut. Da, aici s-a plecat în fotbal, de la fotbalul amator. Da, mie îmi place ce aud, adică un proiect din ăsta legat de academii și astea, cred că sunt multe de discutat și chiar sunt interesat. Ce ar fi să vii la o emisiune dedicată numai pentru așa ceva, nu în ora de fotbal? Facem o emisiune
separată numai despre academiile de fotbal din, din Argeș. Asta dacă într-adevăr ești cu un proiect în lucru. Da, suntem cu proiectul, cum aș fi spus. O să fie un proiect foarte bine întemeiat. După câte am înțeles de la domn doctor, o să facem și cu cabinete medicale, cu asistenți, cu doctorii. Adică un proiect foarte elaborat. Bine, eu mă bucur. Îți urez mult succes și hai să ținem legătura și facem o emisiune separat, într-o joi, într-o vineri, numai despre proiectul ăsta, dacă chiar crezi că e un proiect mare pentru județul Argeș. Da, sigur, da? Sigur. Cu siguranță o să vin cu mare drag și o să ținem legătura. Bine, mulțumesc mult de tot pentru telefon. Seară bună! Toate cele bune, vă salut! Seară bună! Așa, și să revenim puțin. Da. Toți suporterii din Pitești cam îți doresc că conducerea să plece. Adică nu ne reprezintă, nu avem, avem numai eșecuri. Eșec peste eșec. N-am făcut nimic bun. Cine ia deciziile acolo? O fi și domn primar, o fi foamete, o fi Tudose. Nu trebuie să mai fie la conducerea clubului. N-am performat, n-am făcut nimic. Ce să vă zic, în ultimii 3 ani de zile, cred că sunt peste 200 de jucători care s-au prins apă la FC Argeș. N-a dat randament decât Malelele și Garit. Restul, pământ de flori. Toți au plecat cu o grămadă de bani. La reziliere. Antrenori, ce să mai zic? Dar antrenori, cred că am schimbat în ultimii ani de zile cam pe toți, care sunt liberi. Da. Asta vrem. Vrem și noi un conducător de club să fie de acolo, dintre foștii fotbaliști. Adică om care știe cu ce să mănâncă. Așa. Ca și în conducerea clubului, în afară de Vasile Popa, care e pe acolo pe la licențiere, în rest, niciun fost fotbalist de la FC Argeș nu e în conducere, în preajma clubului. Am mai avut un eșec și anul ăsta, și anul trecut. Oare nu răspunde nimeni? Și noi plătim taxe și impozite și noi avem dreptul până la urmă să numim și noi acolo, să avem și noi cuvânt de spus. A ajuns să ne fie rușine să mai spunem că ținem cu FC Argeș. Chiar așa rău am ajuns. Unde intră politicul, unde se bagă politicul, în sport, n-au fost rezultate pe nicăieri. Luați, uite, și pe Botoșani, pe voluntari. Unde? Unde se implică politicul? Uitați ce rezultate avem. Uitați ce rezultate avem în România asta, indiferent de sport. Da? Cam asta am vrea noi în legătură cu conducerea. Să vină un om competent, să-și ia acolo un salariu pe care trebuie să-l ia, să-l merite, să vină să facă ordine în club. Noi de-aia toți sperăm la Dani Coman. Așteptăm. Deja a trecut un an și ceva de când tot promite că vine. Am înțeles și noi, uite, sunt niște săgeți. A venit Bojnean înainte. A venit un Petrișor Petrescu. A venit un Buhăescu. Noi care suntem pe stadion de atâția ani de zile, ne-am cam dat seama că o să vină și Dani Coman. Și îl reține pe el să nu ajungă la Pitești? Nu știm. Așteptăm și noi un răspuns de la domnul Tudose, de la domnul Gentea, de la cine ține hățurile în mână la clubul ăsta. Asta vrem, și asta ne dorim și noi. Cine este domnul Tudose? Hai că ai pronunțat numele unei persoane. Vorbim și de domnul Tudose, da? Păi Tudose ce a vrut să facă? Părerea mea, adică la cum jucăm. Eu cred că dânsul a vrut să ne ducă în divizia 3-a, să ia echipa pe bani puțin și să dea salvator. Ne spune de atâția ani de zile că el ține cu FC Argeș, că el de la 4 ani l-a luat la stadion, l-a luat. Ce face? Am înțeles că e foarte bogat. A venit vreodată să ne arăte și nouă hârtie, vreo factură. Bă, băieți, uitați-vă, nu mai mă jurați deja pe la stadion. Uite, asta e suma care o dau eu la club, la FC Argeș. Vara trecută am avut o discuție pe la barul Vulturilor, pe acolo. Omul e, să vede, e din sistem, știe. Ne păcălește tot timpul.
dar noi n-am văzut niciodată o hârtie. Uite, mă, băieți, atâți bani eu să dau anul ăsta. Da, dar ar trebui ca clubul FCA, deci conducerea, da, domnul, da, domnul Foamete, ar trebui să iasă public și să spună, da, bă, uite, ăștia sunt banii de la... Asta ne dorim și noi, mai multă transparență. Nu o să vezi niciodată. Noi înțelegem că nu o să vedem, dar trebuie că, până la urmă, echipa județului, cum v-am mai zis, toți cotizăm la taxe și impozite. Echipa orașului. Echipa județului, echipa orașului. Cu toate că ar trebui să fie echipa județului, dar este, momentan este echipa orașului la care toți contribuim, toți care dăm, plătim taxe și impozite la primărie și așa mai departe. Greșelile au mers în lanț. Tocmai asta e. Și n-a răspuns nimeni. N-a răspuns nimeni. Păi nici o demisie. L-au găsit pe săracul Gabi Alexe și pe Răzvan Tunaru. Cu ce au greșit oamenii ăștia? Ce au greșit ei? Ei au luat deciziile. Ei au adus sute de jucători la club. Ne vă uităm că nu sunt bani. Păi numai din rezilier, cred că s-au dus vreo 2-3 milioane așa numai pe rezilier de contract. Cum poți să faci vreodată echipă la FC Argeș dacă noi în vară luăm 17 jucători, pleacă 15. Vine croitorul, mai aduce el nu știu câți, iar pleacă, iar vin alții. Când vreodată o să facem echipa? Acum vară la fel. Cred că iar vreo 13 jucători au venit anul ăsta. De unde omogenitate? Când, da, putem vreodată? Uite, vreau să-i spun lui MC Johnny John. Spune că a sunat. N-a sunat telefonul. Da, de un singur telefon a fost. Poate mai devreme când am avut noi... Nu, nici atunci n-a sunat, da? Pentru că sună, da, suneria. A fost o mică problemă cu sunetul, păi s-a, da, rezolvat. A fost sunetul de la microfoane, dar puteți nu... Puteți să sunați, cum... puteți să interveniți, cu câte mai multe păreri, cu atât e mai bine. Să, da, fie constructiv. S-ar putea... Uite, vezi? Acum asta sună. Acum, da, sună. Acum e cineva. Da. Alo? Alo? Sunteți în direct, cum vă numiți? Andrei Militaru. Salut, Andrei. Andrei Militaru. Da. Andrei Militaru, da. Da. Probabil că sunt în urmă cu internetul și de-aia. M-auziți? Da, Andrei. Da. Referitor la ce spunea și Tatian mai devreme în legătură cu conducerea și cu toate eșecurile dumnealor, de ce spuneți, domnul Paparete, că nu o să vedem niciodată transparență la club? Păi în afară de rapoartele financiare care se pun pe site-ul și alea care sunt obligatorii pentru a putea participa în cupele europene, dar mai nou sunt obligatorii și cerute de către Federația Română de Fotbal, ai văzut altceva în detaliu? Nu, sigur. Nu s-a văzut, dar aceste persoane, să nu le zic altfel, să nu jignim, sunt puse în conducerea clubului și în conducerea primării ca să gestioneze aceste administrații locale. Nu sunt puse ca să stăpânească aceste administrații. Se pare că domnul primar, el vrea să stăpânească. Și face, și-a făcut reclamă pe urma clubului FC Argeș în 2020 când a ieșit primar, iar acum s-a înlăturat de la echipă, spune că nu-l mai interesează. Păi, atâta timp cât și-a dat seama că a făcut un mare eșec. Păi, așa, spuneți. Păi, de ce să-l mai intereseze? Acum are o sală de sport pe care nu și-o dorea acum câțiva ani buni, când s-a început construcția. Da, păi stă la lojă, la basket ca Gigi Becali, la lojă. Probabil după ce se va face stadionul prin 2027-2028, da, o să stea la lojă pe nou stadion. Stați liniștit că nu cred că va mai fi dumnealui primar până atunci. Bun, și n-am înțeles de ce m-ai acuzat, că am spus nu, eu. Nu, v-a acuzat. Nu v-am întrebat. A pus o întrebare cu transparență. A, păi nu, niciodată nu va fi transparență. V-am întrebat, nu. Deci niciodată, pentru că este un ONG, până la urmă, asociația, da, știu, ACS. Da, știu, este o asociație, da, un ONG. Și nu poți, să soliciți în baza legii 544 informații. Pentru că ce putem noi să facem ca locuitorii acestui oraș, ca suporteri a echipei, ce putem să facem ca să facem niște demersuri către autoritățile competente să facă o analiză mai amplă asupra
să zic, cheltuielilor sau asupra contractelor. Curtea de conturi este singura. Curtea de conturi. Curtea de conturi este singura care, da, care poate, dar aia trebuie cerută de către primărie și tot așa, ne învârtim într-un cerc închis până la urmă. Da, Tatiana a spus un lucru foarte mare. În ultimii 3 ani de zile am căutat și noi și ne-am informat, peste 200 de fotbaliști au intrat în club și tot peste 200 de fotbaliști au și plecat din club, gratis. Singurele... Păi și ce vrei, să le mai dai și bani? Păi nu, dar și clubul să fie pe profit aici. Nu, mai și glumim, știi că... De datele au dat, toată lumea a luat bani. Uitați-vă acum la cazul cu Brian Arseus, care noi trebuie să-i plătim, incompetența lui Foamete, trebuie să o plătim ca să scăpăm de interdicție. Păi da, da, domnul sponsoril a zis că deja a plătit cei 1000 de euro. Așa se vede. Și degeaba, pe site-ul UEFA ați văzut și noi, FIFA, că suntem restricționați la transferuri. Și eu zic că o să fim 3 sezoane de transferuri, trei perioade de transferuri. Da. Și cum, dar cum, acum, cum vă explicați, că sunteți om de media și, și cunoașteți un cunoscător al fenomenului, cum vă puteți explica ca un club profesionist, tu să transferi un jucător, să-l împrumuți la o altă echipă și să nu speculezi în contract să-i să plătească salariul omului? Pe omul a muncit în Cipru, trebuia ciprioții să-i plătească, nu noi românii. Păi depinde cum a fost negociat contractul până la urmă. Păi, o parte trebuia și pe cearge să o achite. Cineva din conducere să plece. Chiar păi așa, da. Sunt stăpânii orașului acești oameni? Andrei, hai să ne aducem aminte și de episoadele când, cred că o lună, nu mai știu ce lună, plăteam 3 antrenori. Corect. Da? Era unul activ și încă doi care deja dispăruseră de la club, dar era cu restanțe, da. Pentru că când au plecat, s-a înțeles ca pe fiecare lună să-i dea 5-7 salarii în continuare. Numai la FCAG se poate întâmpla așa ceva. Cam asta e problema. De asta ne dorim și noi un conducător de club adevărat. Uite, sunt cazuri și nu vreau cum să zic de cine e, care e situația. A ajuns să vină antrenorul cu impresarul și cu cine mai știm noi că a venit la Bidești să negocieze. Păi noi despre ce vorbim aici? Noi ce? Și salarii foarte mari, salarii de primă ligă. Dacă e adevărat că domnul Neagui a 12.000 de euro salariu, părerea mea că e extraordinar de mult pentru rezultatele care le avem. Este al treilea, al patrulea salariu de Liga 1. La Liga 2 să ai 12.000 și să n-ai rezultate. Dacă vedeți ce rezultate avem, am bătut cu 1-0 amărât. Pe Reșița, cu un autogol mai mult. Pe cine a mai jucat, doamne? Pe Dumbrăvița, ai bascut 2-0 în decembrie atunci. Vai de steaua noastră. Dacă ne uităm pe toate meciurile, cu cei mai buni atacanți din prima ligă, Liga a doua, că suntem obișnuiți cu prima ligă. Uitați-vă că n-am dat decât de 2-3 ori 2 goluri în meci. Maxim 1-0 am bătut. Am ajuns rău de tot. Să-l ținem pe Rusu, dacă e adevărat că are 1000 de euro salariu. Da, despre ce mai vorbim? Da, ai auzit pe cineva din conducere să spună: dragi suporteri, bă, voi sunteți stâmpiți. De unde a scos voi, mă, că salariul este 1000? De ce nu vine să ne contrazică și pe noi? Domnul Paparete, puteți dumneavoastră acum, că tot aveți și pe băiatul în platou, să sunați un om din conducere, că este domnul Foamete, că este domnul Tudose, că, nu știu, sau pe domnul Neagoie, pe cineva, puteți să sunați? Nu, numărul de telefon, păi Neagoie de unde să știe el ceva? Și o să spună că contractul este confidențial. Confidențial. Da, nu de contract neapărat, am înțeles că conferința de presă cu Reșița nu a fost publicată. Păi da, nu am urmărit. Nici eu n-am căutat-o, doar știu ce a zis. Da, dar nu s-a publicat online, am înțeles, nu știu. A fost răcit, Andrei, cum a fost și înainte de conferință. Deci, Eugen Agoi a spus așa: ar trebui să fim ajutați. Nu vrem să se supere oamenii când spun realitatea. Am niște filmări pe telefon și mi este jenă să arăt așa ceva. Nu vreau să mă ia lumea de fraier pentru că nu sunt fraier. Am deranjat Viesparul. Și nu fi Viesparul, nu se știe, rămâne în aer. Să ne spună și să rămână fiecare la ce face, la plantat de garofițe, de la panseluțe, să nu mai vorbească despre fotbal. Deci vă dați seama că vorbește de instituțiile primăriei. Da. Să nu mă ia de fraier, pentru că dacă vorbesc, nu este bine. Să îi lase pe alții să vorbească de fotbal.
citat. Cam aici citat. Are dreptate, asta ne dorim și noi. Nargoi, când a venit, el știa sigur că aici o să ajungă Dani Coman. Eu fac pariu că altfel nu venea aici, antrenor. Ca să luăm și de... Să mai vorbim și de Nargoi ce rezultate a avut pe unde a avut. Hai să vedem cum facem. Nu mai contează cu jucătorii pe care îi ai, nu poți să faci okay. prea mare performanță. Când am vorbit acum două săptămâni cu dânsul la Fan Shop, era foarte încântat. Doamne, ce copii buni avem la FC Argeș. Rămân aici, încă un an jumate, doi ani, facem echipă, dregem. Cum a venit prima ofertă de la Petrolul, opa, hai să mergem să reziliem contract. Adică despre ce mai vorbim? Ce proiect să facem? Până nu găsim un antrenor, de aici, de la noi, local, Piteștean, fost jucător, nu știu, poate găsim odată și odată. Altfel nu o să facem niciodată rezultate aici. Niciodată nu o să facem și atât timp cât se implică politicul, ce să mai... Vedem, dezastru, dezastru. Mai aveam puțin și picam în Liga 3. A ajuns lumea să râdă de noi. Toată lumea. Tatian, toată lumea. Bat în lemn. Doamne ferește, nu aveam cum să picăm în Liga 3, dar la ce jucători avem? La ce jucători avem? Cum să ajungem în situația asta, domne? Cum să ajungem, domne? N-am adus domnul nimic. Compare-te, o secundă, să vă mai spun o chestie și nu, să nu vreau să vă mai rețin. Eu am avut o discuție și cu domnul Cătălin Barbu, fostul președinte al FC pe vremea Penescu. Știți că echipa FC Argeș, care era pe vremea aia în 2010-2011, ceva de genul, a fost dată primăriei gratuit de către familia Penescu cu niște datorii de maxim 500.000 de euro la vremea aia. Iar primăria, care era, cine era, Pendiuc și cu Gentea erau consilieri, nu a vrut să preia clubul. Ei au înființat SCM Pitești în 2010, în Liga 4. Vă aduceți aminte? Da, păi am mai discutat despre da. Chestia deci, asta. Deci de atunci au urmărit să distrugă brandul FC Argeș ca să-și formeze ei o echipă lor, o jucărie practică lor. O jucărie pe care să poată manevra foarte... Să o manipuleze. Să o manipuleze, să spun. N-au achitat atunci o datorie de 500.000 de euro, tu aveai totul la dispoziție. Aveai centru de copii și juniori, aveai fotbaliștii care aveai în lot cât de cât, erai în Liga 2. Ei au stat cu SCM Pitești, s-au dus cu SCM-ul ăla și tot au plătit 100 și ceva, 200.000 de euro până anul 2018-19 când au plătit pentru brand. Poate că acum aveau și acea bază de antrenament de acolo, de lângă Pădurice, cu teren, cu căbănuță, da, despre care nu se știe nimic. Trebuia să scoți ceva, dar uitați-vă că ei au activat centru de copii și juniori, a mai activat. Oamenii din club ne mint pe noi, spune, domne, că noi n-am activat. Păi cum ai 6 ani, 7 ani de activare, cel puțin ai? Tu n-ai scos un fotbalist, n-ai scos un junior, nimic. Nu scoatem Andrei, noi trebuie să-i luăm pe lui Hagi împrumut. Îi ținem 3 luni de zile, 4 luni de zile, le plătim aici, cazare. Și painoștii se dăm pe la Buzău. Și noi îi mutăm painoștii în altă parte. Așa nu am ajuns. Este cazul copilul ăsta care e acum mediatizat, nu știu, că nu-i rețin numele. Gino Oprescu? Cred. Din Loci, care? Care spune că nu vrea să semneze, sau care da. Spune că nu vrea să semneze, care are o situație foarte grea, financiară. Și spune că nu vrea. Pe ce o să semneze copilul? Să semneze un contract pe 4 ani, pe 700 de lei, cât îi oferă ei, sau 1000 și ceva de lei pe an? Pe lună, pardon? Nu, e vreo 30 de milioane, Andrei, vechi. 30 de milioane, vechi. Dar nu poți să impui unui copil să semneze 5 ani de zile cu tine și să-l ții pe acest salariu. Prețurile s-au dus tot timpul în sus. Cum să trăiască săracul copil cu 30 de milioane și peste 5 ani de zile? Și ne mirăm de ce pleacă. Zici că sunt rahitici, că sunt nemâncați. Juniorii noștri zici că sunt nemâncați rahitici, nu au un pic de masă musculară pe ei. Măcar să-i pună în euro. Despre ce mai... Da. Cel puțin, da. Adică mai e viitor. 700 de euro pe lună, știi? Da. Nu știu ce să mai zic, de-aia zic. Haideți că vă las o seară bună. Aducem atâția jucători după în alte părți și le dăm 1000 de euro salari. Da, uite, o să încerc să-l sun pe domnul Tudose, dar nu o să răspund. Da, puteți, am și un numărul dânsul, mi-am vorbit o singură dată, era până Italia când am... Da, băieți, e bine, da, e bine, dânsul era la Formula 1. Și noi făceam egal cu Metaloglobus, parcă atunci a fost după meci, sau chiar ne-am bătut în toamnă, nu știu. Nu mai dar să știți că în momentul în care o să înceapă să sune, o să pun pe mute, pentru că vreau să cer acordul dacă intră în direct sau nu. Da? Noi chiar vrem să avem și noi o discuție cu dânsul. Tu poți să spui mai departe. Da, vreau să zic.
Vorbește despre pe cine alegi. De impresari. Să mai vorbim puțin și de impresari și de comisioanele acestea. Păi ajunsese să se mute Felgheira, stătea bine mersi la Ramada și ți-aduce aici jucători pe bandă rulantă. Nici nu știi de unde îi aduce. Ce să mai văzut? De Prepeliță și de Jean Vlădoiu când a venit cu 17 jucători? Ah, da. Așteptăm. Da, ok. 10 minute vă sun eu. Da, mulțumesc. Da. Ce am făcut? Ne-am trezit într-o singură seară cu 14 sau 17 jucători aduși. Dar chiar așa luăm pe oricine. Pe oricine vine, ne-a venit cu, ziceți, că Celestin, cu tot felul ăia francezi, după Liga 4, acolo câștigau săracii 3-4 mii de euro și au venit la Pitești pe 1 mii de euro. 1 mii de euro. Și stăteau bine mersi în parcare și stăteau pe telefoane și stai că sunt răci, stai că nu pot să joc, stai că... De unde îi aducem, dumne, așa ceva? Noi la Pitești, să știți și dumneavoastră dacă e, nu avem decât un singur scouter. Ce să facă și Dragoș Radu săracu? E și antrenor, să se uite și de jucători. Chiar așa nu găsim și noi fostele glorii, să le dăm și lor acolo un salariu cât de cât așa, să aibă timp să se uite pe la echipe după un Occident, după, nu știu, zic și eu. Până la urmă, am ajuns rău de tot, ce să mai, la centru de copii și juniori care era printre cele mai bune din România, am ajuns să nu mai scoatem un jucător, vorba lui Andrei. A ieșit un pic pârvul săracul, Doamne ajută să fie bine, dar să vede după el ce fizicare. E copilul serios, eu îmi doresc să ajungă bun, să rămână aici la Pitești. Dar din câte se pare, nu cred că rămâne nici. Încă e micuț, are 16 ani, să sperăm. Uitați, a singurul plus e Tudose, Mario Tudose. A venit copilul înapoi din Portugalia, s-a integrat, joacă meci de meci, nu greșește. În rest, de ce să zicem? Ce viitor să avem la FC Argeș? Atâta timp cât le dai o șansă... Eu ce zic? Hai să încercăm și pe ei. Uita și, până la urmă, și băiatul lui Dulcea. Dacă a început să joace și el meci de meci, 20 de minute, jumătate de oră, o oră, băiatul de randament, dar altfel dacă nu-i băgăm, rămânem cu toți pensionarii, ca să-i așa, sper să nu jignez vreo jucător. Sau cu cei aduși pe... Da, uite, de exemplu, a venit Petriștor Petrescu, da? Ce facem cu el, domnule? L-avem împrumut, da? Îi plătim 3.000 sau cât are salariu, cazare, masă, una alta. Ce facem cu el din vară? Pleacă. Ce să facă? De ce nu-i dăm șansa unui copil de la noi să joace? Într-adevăr, joacă bine Petriștor Petrescu, să vede că e jucător de prima ligă. Da, uite, nu mai avem pe Straton. Are săracul vârsta care o are. Greșește meci de meci. Meci de meci. Avem doi copii buni, părerea mea. Și pe Bucur și pe Micle. Nu le dăm o șansă. Ce să, cum vrei să vinzi, cum vrei să faci profit, cum să facem? Păi poate nu se vrea să face profit. Păi și atunci ce să facem? Stă numai pe cheltuieli, numai pe pierderi. Cât? 600 de mii parcă am luat de la Ișvan. E păi singurul Ișvan, da. 650 de mii și 1%. Dar s-au mai dus și pe la Mioveni din banii respectivi. Păi da, dar vreau să zic așa, uitați. Și din ce cauză l-am pierdut și pe Ișvan? Din cauza lui Cruitorul. A venit Cruitorul cu petarda aia de băiat, fiso. Ăla zice că e de rugby. Nici dă cu un fotbalist. Ai trimis copilul de U21 la Craiova, la vândure de ca să-i faci loc, da, lui Cruitorul. Știai Cruitor. Ce salariu are băiatul lui? Da, nu știu. Lua cel puțin 4.000. A, 1.000 de euro, da, bravo. 1.000 de euro avea. 1.000 de euro avea. Pentru ce? A jucat vreun minut? L-a băgat la voluntar câteva minute, repriza a doua când și-a dat demisie. După aia, după meci cu voluntar și-a dat. Bine, a plecat bine mersi și cu bani, cum toată lumea a plecat de la FC Argeș cu bani. Păi da, cred că toată nimeni nu a plecat fără bani. Și jucători, și antrenori, cine a fost pe aici, toată lumea a plecat cu bani. Hai să mai luăm un telefon. Da, nicio problemă, luați. Da? Bună seara. Bună seara, sunteți în direct, cum vorbiți? Da, 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 eu nu mă numesc. Ascultam și eu ce spunea domnul de lângă dumneavoastră, ce viitor să aibă FC Argeș. Pe FC Argeș nu o să aibă niciun viitor atâta timp cât o să existe politică. La FC Argeș este politică 100%, nu se vrea privatizarea 100%, pentru că se spală bani către salubritate și apă canal. Asta e știută. Înțelegeți? Până atunci, până nu o să devină
un patron, până o să vină un patron care să fie acționar 100%, la FC Argeș nu o să se facă performanță. Înțelegeți ce vreau? Poate nu am dreptate, dar eu asta susțin cu mâna pe inimă. Acum, ai și tu dreptatea ta, nu te pot contrazice, pentru că și eu am aceleași bănuieli, că nu s-a dorit performanță la clubul FC Argeș, un club emblematic pentru fotbalul românesc, pentru că dacă se dorea acest lucru, încă din start, cum am ajuns în prima ligă, deja se forma în jurul a câtorva oameni de fotbal, adevărați oameni de fotbal, se forma o conducere care să preia echipa și să o ducă acolo unde este locul. Deci vă spun cu mâna pe inimă, eu sunt cu FC Argeș de când sunt mic, am 40 de ani, țin minte de când mergeam cu tata pe mânuță stadionul care a fost dărâmat, da? Deci mă doare când văd FC Argeș în halul ăsta. Dar vă spun, până acum se plângea că nu vin oameni cu bani la club. Că nu vrea nimeni clubul, că nu vrea nimeni să-l ia. Bun, acum vrea domnul Tunaru să-l ia, sau cum se numește? Tudose. Vrea domnul Tudose să fie acționar 100%, să investească. Omul are bani. Omul e potent financiar. Despre ce vorbim? Omul are o viziune. Vrea să aducă alți oameni cu bani alături de el să investească, să ajungă un club mare, inclusiv în Europa. Dar nu se vrea. Nu se vrea. Aici singurul vinovat, vă spun, domnul Gentea. Fără dar și poate. Pentru că el nu vrea privatizarea. Vrea să fie acționat principal Consiliul Județean. Ceea ce mie mi se pare absurd. Consiliul local. Și mi se pare absurd, mi se pare o prostie. Păi da, dacă stăm bine și ne gândim, Consiliul Local nu prea a dorit să investească în clubul FC Argeș. Au fost mari tantamuri prin ședințele Consiliului Local, imediat după promovare, că se dă foarte mulți bani la club și așa mai departe. Pare că până la urmă s-au cam înțeles. Hai să vă spun. Deci nu vrea să financeze, dar toți banii care pleacă către alți furnizori pleacă prin FC Argeș. În felul ăsta s-au spălat pe mâini. Deci toate cheltuielile, toți banii care se duc în alte părți. E simplă treaba. De asta nu se vrea privatizarea. FC Argeș este un filtru a banilor. Poți să vă pun și o întrebare? FC Argeș nu rămân bani. Ionuț. Tatian. Spune-ți. În legătură cu patronul, da? Eu nu sunt de acord să rămână Tudose. Să taie să spânzure. Ok. Într-un final, dacă vrea să vină, să vină tată cu un cec frumos, garanție. Uite-o, băieți. Eu vin la FC Argeș, pun 10 milioane la bătaie, garanție. Banii după 3-4 ani de zile, banii mi-au înapoi. Dar să vedem și noi că vrea să vină la club, s-ar putea să sune, 10.000 de ani să poate ne sună. Și o să-i zic lui domnul Paparete să-i pună întrebarea asta. Okay. Vrei să vii? Vină tată să vedem și noi. Și pui garanția acolo, 10 milioane. Vrei să pățim iar ce am pățit cu Penescu? Să ne desfințăm iar? Ok, hai să... Păi el o să mai stea o perioadă și... Că a fost un caz. Păi nu, dar așa e cu patronul. Așa e cu... Așa poate să fie și Penescu. Și dar... de-aia și domnul Gentea a zis că nu o să mai dai niciodată echipa. Și o să fie mereu acționar în primărie. Sunt de acord, dai 30-40% în acțiuni lui Tudose. Dar vine o tată și vine cu un plan. Bă, băieți, uite anul ăsta, că s-a laudat dânsul, că face, dar că drege, da? Dar Tudose a venit cu un plan. Scuzați-mă că vă întreb. Spuneți. Tudose a venit cu un plan. Așa. Să preia cu clubul 100%. A fost întrebat dacă este potent financiar. Omul a spus că este. Este, știm că este. Știm care bani. 2 milioane de euro doar în sponsorizări, în care omul n-a câștigat ca absolut nimic. Cum n-a câștigat? A câștigat imagine de spălă. Păi, are imagine, vedeți, tricourile cu Jetica. Panouri publicitare cu Jetica peste tot. Despre ce vorbim? Cum să nu câștige? Okay. Cum să nu câștige, domne? Dar destul de clar. Sunt destul de potent financiar. Pe lângă mine, mai aduc alții care sunt la fel de potent financiar. Ok, eu v-am zis atâta. Vino și pune o garanție jos. Uite, bă, iau echipa. Dom'le, dar garanție nu o să dea nimeni. Păi și atunci ce vreți să facă? Sunt afolumente o societate pe acțiuni. Da, găsim altă soluție. Dacă vrea să investească. Dar nu vedeți că nu vine. El zice, am dat pe ăla. Eu personal l-am întrebat vara trecută, când a fost și domnul Gentea la barul Vulturilor acolo, și a zis, domne, demonstrați-ne și nouă. Și domnul Gentea zice la mișto, da, domne, a dat 500.000 de euro. Păi unde i-ai dat?
Vino mă și demonstrează-ne și noi, ne mai păcăliți oameni și noi aproape facem 50 de ani, 30 de ani de zile pe la stadion, peste tot, pe unde am jucat Argeș. Nu cred eu că merită Tudose. Să vină sincer, mă, asta e părerea mea. Ia mă, echipa, vină și pune o garanție acolo. 5 ani de zile, faci cu un plan frumos, aduci un antrenor bun. Ascultați-mă două secunde, mă, da? Că vă întreb, poate da? Eu vândă cu o clauză. Dacă în 3 ani de zile, dacă în 3 ani, eu îți dau echipa, pe asta zic. 2 milioane de euro. Dar dacă tu în 2 ani de zile, în 3 ani de zile, nu mi-aduci echipa în prima ligă, să o iau înapoi. Deci eu asta zic. O clauză de genul. Dar nu se vrea. Deci nu vrea să-i facă clauza asta. Deci nu vrea. Pur și simplu, credeți-mă, vezi ce a zis, este o afacere. Este. Am înțeles și noi că este o afacere. Este o afacere politică. Până nu scăpăm de politică, la fel gândiți-vă că anul ăsta, sunt 5 rânduri de alegeri parlamentare. De unde atâția bani? Pentru flyere, pentru pixuri, pentru găleți, pentru una, pentru alta. Dumneavoastră chiar credeți că banii care îi spune, bă, uite, jucătorul X are salariu 10.000 de euro? Niciodată! Niciodată! Da. Poate are 3-4 mii și restul cu e cu parandărăt curaj cu asta. Nu știu sigur, că n-am nicio dovadă. Am ajuns rău de tot. Dovezi noi nu ăsta avem pentru că n-avem acces la acte, dar dacă am avea acces la acte, credeți-mă că ar fi. Asta vreau să zic, să vină să transparență cum cer toți băieții. Uite-mă băieți, ăștia sunt banii, că atât pot să dau, mi-a făcut reclamă peste tot, acum așa va și... Ce să mai vorbim? Știm că are foarte, foarte mulți bani, dar nu vrea să investească. Vrea să ia echipa pe degeaba, eu asta am și crezut, că de-aia jucăm așa prost. Despre cine spuneți noastră care are foarte mulți bani? Dă Tudose, are foarte mulți bani. Păi are. Are. Dar omul a spus public că el investește bani mulți la FC Argeș în momentul în care el devine acționar principal. V-am mai zis, deci nu o să mai plece echipa de la primărie. Poate până altcineva, dacă vine alt primar și nu-i place fotbal, poate găsesc o soluție. Schimbă, fac societate pe acțiuni, nu știu, nu sunt jurist. L-a venit jurist foarte bun pe domnul Foamete. Dar domnul Foamete a făcut în not. El fotbalul l-a învățat în ultimii 2-3 ani de zile. Știi ce frumos vorbește domnul Foamete? Hai să vorbim despre oameni care știu fotbal. Păi tu mai de asta și noi... Foamete... Domnul Foamete ia tricou, ia la, tricoul lui Steaua, să duce la meciul la București. Despre ce vorbi? Aia vă spun. Hai păi vedeți, hai să găsim un om să căutăm, ne-am legat de speranța asta, parcă ar fi Mesia și Dani Coman. Tatiana, a mai avut și un portar care umbla cu tricoul lui FCSB, în cartier, pe Găvană. Ce să mai zici? Dani Coman e piteștean, să nu uităm, și eu cred că ar pune un pic de suflet la Pitești. Păi nu zice nimeni că nu pune, dar să vină să înceapă să facă treabă. Păi nu o să vină, nu o să vină nimeni, ascultați-mă. Când păi de asta zic, el vrea să decidă în club. Cine vine? El vrea să decidă în club, Dani Coman, și e normal. Bă, nene, ți-am dat mână liberă, dar vreau să văd și rezultate. Vreau să văd și rezultatele care le faci. La Pitești nu o să fie lăsat. Păi și atunci despre ce mai vorbim? Păi da, s-ar putea de un an și ceva așteptăm un președinte de club. Deci din vara trecută. Tatian, da? Ionuț, hai să ne imaginăm că vine Dani Coman, da? Corect. Bun. Da? Voi credeți că îi se vor asigura toate cerințele lui puse așa ca să facă performanță la FC Argeș? Nu. Hai să-ți mai zic eu ceva și lumea știe care e. Dani Coman nu a vrut să vină odată la Pitești. A venit cu o listă frumos, 12 puncte ai avut pe lista aia. Din 12, câte crezi că le-au aprobat domnii de la primărie? Probabil niciunul. Probabil 4. Eu știam 4. De 2. Eu știam de 4 din 12. Și atunci cum să vin eu să fac treabă dacă tu nu mă lași? El poate vrea să pună din nou centru de copii și juniori pe picioare. Dacă îi cerea aprobare și pentru Jean-Pierre și pentru ăstea, păi stai mă puțin, tu vii să mă iei pe mine la bani mărunți? Dacă eu am atâția copii, am și nevoie de, nu știu câte sute de perechi de Jean-Pierre sau de minți și de... La Pitești, eu am fost la câteva meciuri de juniori. La Pitești sunt foarte mulți copii talentați. Doar că acei copii talentați nu o să-i vadă nimeni niciodată și vă explic de ce. Pentru că e fiul lui X, e nepotul lui Y, e nepotul Y care le ia fața. Ei trebuie să joace, chiar dacă n-au valoare, dar ei trebuie să joace meci de meci. Și copiii talentați sunt lăsați pe bancă. Hai să fii realiști, că astea bine punctat. Așa e de când ne știm și eu când am jucat pe la aripi, așa pățeam și eu.
Da, așa am pățit și eu, degeaba ești talentat dacă părintele tău, la mine părinții l-au venit odată la, să mă vadă. Bă, joci bine, nu joci, ești timpul pe aici, pe aici, de ce să te duci tu la fotbal? Așa ar fi normal. E, și aveam băiat în cartier, că tata lui era pădurar, bine, mersi, venea mereu, pac, 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 pe la Radu 3 când era. Dar și așa s-a întâmplat cu toți. Așa s-a întâmplat cu toți. Degeaba ai talent dacă n-ai și sprijin. Corect. Ia să întrebați un părinte câți bani cheltuie cu copilul. Întrebați un părinte câți bani cheltuie cu copilul. Foarte mulți. Câte milioane am avut nepot și a jucat la Argeș și pe vremea aia, ce să mai zic. Și era de viitor, fundaș central. Să da. Cer foarte mulți bani. Bine, deci vorbesc de 10-12 ani în urmă. Deci credeți-mă că la FC Argeș sunt foarte mulți copii cu valoare. La ora toată. Știu, foarte sunt. Mulți. Și atunci de ce nu reușim să-l oprim și noi pe Gino Oprescu, pe Dinoci? Adică nu suntem în stare să le dăm lor un salariu de 1000 de euro? Păi, un salariu de 1000 de euro e mult stare... pentru un copil de viitor. Dacă tu îl vinzi, după aia poți să îl vinzi cu 50 lei de euro și ai scos toată investiția la o grupă de copii și junior. Gândiți cât se poate de corect. Păi, dumneavoastră gândiți foarte, foarte corect. Ideea e că aveau bani să-i țină și au bani să-i țină și la ora actuală. Doar că nu știu ei cum să scoată banii aia care le-au cheltuit pe clanul ăla francez, pe legiunea franceză. Asta vorbeam. Ce s-a întâmplat atunci în vara aia cu francezii aia, fratele meu. Singurul care a mișcat puțin a fost Bertrand și cam atât. Restul Celestin și nu mai știu pe la cum îl mai chema. Cum să miște Bertrand? Asta vreau să-i cât de cât. Deci a mai mers. Bertrand a fost unul dintre cei mai mari păcălici okay. din fotbal. Singurul care a mișcat, vă spun, de fapt doi jucători okay. au fost. Bravo. A fost Malele, care a trecut pe la FC Argeș și mergea la FC Argeș și era bun pentru FC Argeș. Și a mai fost Garita. Și Garita, asta am zis și eu, din 2-300 de 200, ai, nu 200, până 150 de jucători în ultimii 3-4 ani de zile care au trecut pe la FC Argeș. Restul a mai dat cineva randament? În afară de ăștia doi? Mamă, când spui 150, atât. Parcă ai vorbit de toate echipele din Liga 1. Păi, dar nu e așa? Păi da, noi dacă intrăm pe Google și căutăm, noi intrăm în istoria fotbalului. Nici o echipă din lumea asta n-a transferat în 4 ani de zile atâția jucători. Intrăm odată, scutăm pe Google și vedem atunci. Hai să vă explic. Au transferat pe bandă rulantă. Așa e. Au transferat pe bandă rulantă niște jucători care nu vedeau la 2 metri. Așa e. Ce să mai, despre ce mai vorbi? Și atunci unde sunt banii? Atunci vă întreb, cine răspunde pentru toate transferurile astea ieșuate? Cineva ar trebui să răspundă. A răspuns cineva, asta cere și noi. Președintele ar fi primul care ar trebui să răspundă. Păi da, adică tu cum semnezi contractul ăla? Vine contractul lui Celestin la Foamete. Păi dânsul semnează, bănuiesc, dacă eu e președinte. Sincer vă spun, clauza lui Celestin, eu l-aș pune să-l plătească președintele, nu clubul. Și toate eșecurile astea e okay. Dar nu te uiți și tu, nu-l urmărești, mă, știu, mă, cine e ăsta, mă, dă-o de anonimă. Tatian, Ionuț, ați văzut cumva vreo demisie pentru că FC Argeș a picat din Superliga în Liga 2? Doar două demisii la mișto, vă spun eu. Păi aia, cu ce a greșit Gabi Alexe și cu Tunaru? Dar, cine trebuie să demisioneze, n-a demisionat încă. Păi și nici nu o să plece. Păi și nici nu o să fie nimeni. Susținut politic. Prietenie, unul cu altul acolo. Despre ce vorbim? Tocmai ce a spus la început. Păi da, asta deci zic, în momentul în care politica nu dispare de la FC Argeș, FC Argeș nu o să facă performanță. Păi da, nu o să dispară niciodată. Niciodată nu o să dispară, sunt total de acord cu dumneavoastră, dar măcar să nu se amestece atât de mult. Păi nu vedeți că acum nu se mai amestecă? A simțit că nu mai merge echipa? A simțit că nu mai merge echipa și acum ne mutăm la basket. Mâine, până absurd, dacă echipa de volei merge bine, merge și la echipa de volei? Domne, hai să vă explic o chestie. De ce nu se amestecă? Pentru că echipa în momentul de față e deplorabilă. Deci în momentul de față, ce imagine și-ar face domnul Geta dacă ar ieși în față și-ar spune domne, am dus echipa în Liga 2. Ok, mersi frumos, în Liga 2 ai luat-o. Bun, ok, dar nu trebuia să iei măsuri în vară. Nu trebuia să faci un raport. Bă, de ce am ajuns în situația asta? De ce am cheltuit milioane de euro ca să ajungă în Liga 2? Să vină Dinamo, să-mi dea cu trenul în cap, în minutul 60, ai 6 șuturi pe poartă, ai 6 goluri de la Dinamo. Acolo nu ne mai păcălește nimeni, acolo a fost un blat ordinar. A fost un blat ordinar acolo. Hai să vă explic. Deci marea majoritate care au fost în Liga 1 sunt și acum. Marelor majoritate de jucători. Ok, nu mai sunt francezii. Dar jucătorii români care au fost la bază sunt și acum, cu câteva excepții, corect? Ce să zic, Etofan, Straton,
Dumnezeu, de jucătorii de bază care au jucat. Tofan are câteva zeci de meciuri în Liga 1, da? Are respect, uite, am vorbit cu el, a zis că încă rămâne la echipă, putea să plece și el. Dom'le, a uitat fotbalul? Nu l-a uitat, dar noi după meciul de la Hunedoara am vorbit cu el, a fost el, Straton, venise Borța asta cu niște impresii pe el, zic, bă, domne, atât putem. Cum atât poți, dar tu iei mii de euro? Tu iei mii de euro și cum vii să-mi zici, mi-a atât putem? 3.000 de euro? Nu, mii de euro, nu, am zis mii de euro, nu știu cât are, știu că i-a mărit și lui Tofan salariul, că era subțire. Sunt mii de euro. Da, și tu vii și spui, vii spui că atât putem. Cum atât poți? La Hunedoara... Dacă e meseria lui, nu trebuie să o facă, dar nu s-o face. Corect, la Hunedoara dai un singur șut pe poartă pentru 7-8. Te-a bătut Hunedoara care a venit din Liga 3-a. Au pretenții da? De promovare. Păi nu o să promoveze ritmul ăsta nici în 7 ani. Dar vă explic, dar vă spun, nu se vrea promovarea până în momentul în care nu se va face stadionul. Păi și stadionul se va face probabil în 2027-2028. 2027-2028, eu 4 ani. Corect. Nu, ne permite, mă ținem pe Buhăcean ăsta. Îl ținem pe Buhăcean în teren și nu dă un singur șut pe poartă, Buhăcean. Și are și el 7-8.000 de euro și Buhăcean. Și rusul, și pe cine mai vrei. Toată lumea are bani de bani la Pitești, dar nu jucăm nimic. Nu jucăm nimic, că nu se poate așa ceva. Înțeleg, antrenor X n-a fost bun, a venit altul, iar n-a fost bun, ăla n-a fost bun, bă, dar asta e valoarea. Cu catastrofele astea de jucători care sunt atunci, în momentul de față, credeți-mă că poate să vină cel mai al dracu antrenor din Europa, că nu o să facă nimic. Da, dar atunci trebuie să începem de undeva. Trebuie să avem odată un moment zero. Păi, am mai pierdut un an. Va fi momentul zero. Momentul eu asta l-am întrebat și... Un patron. Momentul zero e când o să dispară politica de la FCR și ce nu se întâmple. Momentul zero o să fie atunci când o să ia un patron, o să mai vină încă unul, doi lângă el și atunci o să aibă un buget de câteva milioane de euro. Ăla e momentul zero. Până atunci da, nu o să fie. La un moment dat trebuie să înceapă. O să mai vorbim. O să trăim și o să mai vorbim. Dacă FCR Argeș până în 2025-2026 o să joace în Liga 1, eu o să sun din nou și o să încerc iertare public. Dar știți că ne trebuie, nici nu suntem pregătiți. Anul ăsta, chiar dacă era să mergem în prima ligă, pățeam la fel. Iar aduceam 7-10 jucători. Nici la anul. Nu, oameni buni, adică vă pun și eu o întrebare. La ora actuală, clubul FC Argeș, să zicem așa, că este evaluat undeva la vreo 14-15 milioane de euro. Nu cred. Ca ce, ca valoare de jucători vă referiți? Vorbesc așa, cu totul. Cu tot, cu brand. Am pentru că dacă ar fi să vorbim la valoare de jucători, ne-am oprit undeva la vreo 5-6 milioane. Mai mult lucru ca valoare. 5-6 milioane, e mult. Eu am spus vreo 15 milioane cu totul. Așa. Spuneți-mi un om care ar fi dispus să vină să cumpere FC Argeș în momentul ăsta. Dom'le, dar hai să vă spun o chestie. În primul rând, eu nu cred că ar ajunge clubul cu tot cu jucători undeva la 15 milioane. Hai să vă explic de ce. Clubul FC Argeș a fost cumpărat cu 2 milioane, corect? Da. Cu cât credeți că i-a crescut valoarea? Păi cum să îi crească dacă noi am ajuns mai jos? Mai aveam să picam în Liga 3-a. Eu asta cred. Cu 2 milioane. Clubul a fost cumpărat cu 2 milioane. Cât poate să valoreze lotul lui FC Argeș? Nu știu, întrebați-i pe domnul Tudose dacă o să intre. Eu asta cred. Oricum n-am încercat să sune pentru că mi-a arătat. Da, cu ochii pe telefon mereu. Deci toți jucătorii lui FC Argeș în momentul de față, valorii vor da, că supraestimează alții, nu știu. Dar vă spun, jucătorii lui FC Argeș mai mult de 2-3 milioane de euro, toți jucătorii nu valorează. Deci clubul în momentul de față, dacă ar fi să fie vândut, ar fi vândut undeva la 5-6 milioane. Mai mult nu dă nimeni pe el. 15 milioane, wow, păi visăm frumos. A pus să sumă așa, că nu poți să știi. Acum nu intrăm pe Transfer Market să vedem... Acum ne uităm, cred că nu avem niciun jucător care valorează mai mult de 500.000 de euro. Nu cred. Am zis pe tur, dar l-am dat gratis. Am dat gratis, l-am ținut aici, da, și rezervă și tot. Cardul îi mergea mereu, băga cardul îi veneau banii. Când a venit de la Sexy, nu-l băga nimeni în seamă, hai bă, înapoi la Pitești. Dom'le, dar invitați-le, hai să facem o chestie, invitați-l dumneavoastră pe domnul Genta odată în emisiune și atunci o să-i punem câteva întrebări, să vedem dacă poate să răspundă la ele. Dom'le, noi am discutat de 2-3 ori cu el. De 2-3 ori. Nu știu, el are intenții bune, dar nu a avut oameni puși. Păi de ce, doamne, oamenii de acolo cine i-a pus? Păi tot
dânsul și s-a păcălit. Deci atunci ce intenție a avut? Asta vreau să-i, de când așteptăm, așteptăm un președinte, da, un om de fotbal. Deci uite pe că transfer market 2,9 milioane. Au zis ce valoare are lotul. Cât? 3 milioane. Cât? 2,9. Aia încercam să vă explic. 3,9, da? Și cu 2 milioane clubul. Deci 3 milioane. 3 milioane fără 100 de mii. Aia încercam. 3 milioane, da? Și cu 2 milioane clubul, 5 milioane. Cine ar da 15 milioane pe FC Argeș? N-am știut de unde să știm și noi toate chestiile astea. Păi da, da, dar... nici eu n-am știut, că nu m-am uitat pe net, dar vă spun că cam asta e valoarea. Ce să mai... Păi și atunci domnul Tudose nu are bani, nu are 5 milioane să dea să cumpere clubul? Are, că domnul are, dar vrea să le ia pe bani puțini, asta vreau eu să vă zic. Nu. Vrea să le ia pe bani puțini și să conducă el aici. Că nu e așa. Domnul Tudose e dispus să dea 5 milioane pe club. N-ar fi problema. Dar problema e că nu devine acționar principal. Asta e cel doare pe el. Păi e ce, să-l cumpere? 50% din acțiuni trebuie să-i dea lui, pentru că el bagă bani în fotbal. Mi se pare absolut normal. Nu știu de ce altora nu li se pare. Atunci să stea adică de vorbă cu... Adică eu dacă vin și iau clubul, dacă eu mâine dau 5 milioane pe clubul ăsta, mie îmi dați 49%? Păi cam atât vrea primăria să dea. Deci primăria nu mai dă. Deci maxim 49%. Ei vor să rămână acționari majoritari. S-au păcălit atunci cu Penescu și au zis, bă, clar, noi asta vrem să facem, să rămână echipa la primărie. Nu e cauza Penescu, credeți-mă pe cuvânt, nu asta e cauza, că le e frică să nu se întâmple ba treaba da, cu Penescu. Ba da, no, eu fac pariu și am discutat și chiar așa a zis. Domnule, lăsați discuțiile, că de la discutat și de la vorbe până la adevăr mai e o cale lungă. Nu, FC Argeș este un mod de a spăla bani. Poate aveți dreptate până la urmă. Păi așa e, FC Argeș e un mod de a se spăla bani. Dacă îi luați și purificați toți banii care au trecut la FC Argeș, vă garantez că 50-60% din toți banii aia, ei nu pot fi justificați. Aici nu vă dau dreptate. N-au cum să nu. Păi e deturnare de fonduri, spălare, de nu știu de care, n-ai, nu le am eu pe astea. Păi, dar trebuie să te scos cumva în acte. Că ai dat 500 de mii și ai trecut 800. Toți banii au trecut pe la FC Argeș și au plecat pe la diferite firme. Au plecat, asta v-am zis, adică ei să scot în acte. Am dat 500, dar de fapt am trecut 800 sau altceva. Păi aia vă spun, deci FC Argeș este un filtru de bani. Să poate, așa o fi. Părerea mea. Păi altfel nu ne explicăm de ce au venit atâtea sute de jucători pe aici. Eu asta am și zis de impresari. Eu asta văd din exterior și știți cum e, într-o relație toate se văd mai bine din exterior decât din interior. Păi, să văd. Asta, uite, de ce nu vine domnul Tudose să-i facă antecameră lui Gentea, lui domnul Gentea? Bă, hai că vreau să iau echipa. Ha, bă, Cristi, ai cum să tutuiesc ei mereu. De ce nu stau la o masă rotundă? Ha, bă, să vedem ce facem. Au stat la masă, chiar și săptămâna trecută au stat la masă. Ok, poate știți dumneavoastră mai multe, da. Deja mi se spune că iar i s-a blocat telefonul Tudose. Domnul Gentea nu dorește privatizarea FC Argeș ca patronul să aibă acțiuni majoritare. Nu se dorește. Păi atunci să-l dea de tot. Păi dar nici pe tot nu-l vrea, aia e ideea. Păi de ce să nu vrea? Până la urmă, când vorbim de FC Argeș, vorbim de o echipă a județului. Ia să-l băgăm noi la înaintare pe domnul Mânzână. Da? Uitați, Consiliul Județean nu dă un ban, din câte știu eu. Au vrut să dea o perioadă la Centrul de Copii și Juniori. Nu mai știu dacă a ajuns suma respectivă. Era vorba de vreo 30.000 de euro. Nu nimic la toată, din banii Consiliului Județean. Atunci despre ce mai vorbim? Cine este mai ajută în județ? Dacă cine e la putere în momentul de față? PSD-ul controlează tot județul. Ai la Mioveni primar PSD. Ai pe unde nu vrei și pe unde nu vrei. Niciodată nu s-au înțeles orgoliile astea cu Mioveniu. Nu înțeleg de ce. Mioveniu când joacă cu noi, parcă zici că e la Champions League. Trag să te bată, să te rupă. Tot timpul ți-au făcut probleme. Adică dacă nici pe linie de partid nu putem să ne înțelegem, atunci despre ce mai vorbim. Dar uitați-vă unde e Mioveniul la ora cu aia. Ei felici, bravo lor, o echipă fără bani. Uite, a dat rezultate Schumacher. Deci, gândiți-vă că băieții aia nu și-au primit câteva luni de zile, nu și-au primit salariile. Așa este, și așa băieții trag și o să ia genul... În pericolul de a fi depunctați. Știu. Și uite, acum au ajuns la baraj. Și salariile la zi, cu salarii mai mari... Aproape că se apropie de Liga 1 cu salariile, nu sunt stare să dea într-o minge. M-am uitat la un șut
cu Reșița săptămâna asta, domnule, un șut din afara scareului de 16 metri, păi am obosit până am urmărit mingea până la portar. Până a ajuns mingea la portar. Da, așa este. Deci m-am pectisit până a ajuns mingea la portar. E imposibil așa ceva. Un jucător care e plătit cu câteva mii de euro să nu fie stare să șuteze singur. N-a fost deranjat de nimeni să dea într-o minge. E inadmisibil. Eu i-aș da pe toți afară, credeți-mă. Eu i-aș pune la sapă. Să câștige bani de la sapă dacă din fotbal nu sunt buni. Nu pot. Dom'le, au impresari buni. Au impresari, știu să-și negocieze salariul. Nu le dai banii în două luni de zile, după aceea te dă pe la federație, depun memoriu, devin jucător liber de contract, să duc pe în altă parte. Nu i-aș da afară, credeți-mă pe cuvânt, nu i-aș da dar afară. Dar nu mai avem echipă, da? Nu mai ai la Liga 3-a la tinere și da, cum era înainte corect. Juniorii, trimiteai mă la Liga 3-a, 4-a. Dar jucătorii ăștia de la care acum joacă în Liga 2-a titulari, eu i-aș trimite la echipa 2-a. Păi dar nu, mai, care? Avem. Că nu mai avem. Deci nu mai avem, noi nu avem pe la Liga 3-a, 4-a, nu mai avem echipă. Nu mai avem pentru că n-am îndeplinit punctul. Da, l-am avut pe domnul Schumacher atunci antrenor și ne-a bătut toată lumea. Avem unde? Echipă de U17, avem echipă de U17. Păi da, dar nu e echipa a doua, cei mai mari juniori ai văzut care sunt. Nu e echipa a doua, dar acum le-aș U17, păi nu poți să-l trimiți pe Buhăcean să joace cu copiii. Dar de ce n-aș putea? Păi n-are drept să joace acolo, pentru că acolo... Mai știu cum e regulamentul, nu știu dacă mai... Nu se mai poate. Doar la echipa a doua. Doar la echipa a doua. Dacă ar fi, acolo l-aș trimite. Dacă aș putea, acolo l-aș trimite. Păi probabil ăsta a fost un motiv pentru care nu s-a mai dorit o echipa a doua la FC Argeș. Da, odată ce nu se urmărește performanța la Pitești... În fine, ce eu vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută! Vă urez o seară plăcută în continuare și ce să zic? Hai să cearge și cu toate că a venit cam îndoit așa. Hai să privim totul spre viitor și să vedem partea plină a paharului până la urmă, să da? Să sperăm. Eu sunt optimist că, ajunge și noi la să vedem Ionuț, și eu. Speranța moare ultimă. Ar fi păcat să se facă un stadion de câteva sute de milioane, adică 100 de milioane am înțeles că ar fi, și să vedem un meci în Liga a doua sau a treia cu FC Argeș. Ar fi păcat. Din punctul meu de vedere e păcat. Eu zic că se va urca prețul stadionului undeva la vreo 135 de milioane până la urmă. Nu știu, nu pot să comentez, nu știu. Ok, vă doresc o seară plăcută, vă mulțumesc frumos și la fel, să vedem pe Giardi și Liga 1 cât mai repede posibil. Gata. Sănătate. Seară plăcută, la revedere. Da, multe nemulțumiri. Păi, este cineva mulțumit? Nu e nimeni în orașul ăsta mulțumit. Nu e, adică la ce jucăm, noi nu suntem în stare să avem două cornere, două șuturi pe poartă, nu mai zic o fază de joc, acum pe cine să mai domina, pe antrenor, pe jucător, nu înțeleg, l-avem, să vă uită mereu domnul Neagoie, gol din fază fixă, gol din corner, gol din fază fixă, dar tu toată săptămâna ce faci, ce pregătești acolo? Păi probabil exact fază. Asta face? Păi ultimele goluri tot să vă uită, că ne-a bătut Ceahlău, că ne-a bătut... La Hunedoara la fel, gol din fază fix. Nu se poate așa ceva, adică eu nu înțeleg, adică ce pregătește toată dacă săptămâna. Dacă n-a fost luat la întrebări, a dat vina pe teren, când este terenul bun. Ok, când a venit aici știa că nu o să avem teren de antrenament, da? Știa ce condiții o să fie la Pitești. Păi cred că le-a văzut înainte. Păi eu zic că le știa. Și atunci, acum de ce mai dai vina pe cineva? Mi-o venit unul joacă pe același teren? Păi da. Tot acolo joacă. Păi dar joacă cu ambiție. Joacă cu ambiție. Ei să pregătesc rece pe la grup școlar sus acolo pe terenul ăla și oficialul joacă pe... E de apreciat ceea ce au făcut cei de la Mioveni pentru că au vrut să arate că și fără primarul care este unde este, acum, da. Așa, se poate face performanță. Mă rog, pe ambiția lui, ziceți, pe ambiția lui Schumacher. El a fost până la urmă. Jucătorii care i-am dat noi la Mioveni au dat randament. Când au fost la noi, nu a jucat niciun. Și culmea, te uiți, Schumacher, care el e principalul vinovat pentru distrugerea echipei a doua lui FC Argeș. Da, știm. Are rezultate foarte bune. Uite-te la domnul Preferiț, a plecat de la noi, s-a dus la Buzău. La fel, rezultate bune. Cum dracu că se face că cei jucătorii care au plecat de la noi... Așa se întâmplă cu FC Argeș, mai bine. Așa s-a întâmplat tot timpul cu FC Argeș. Și antrenori și jucători au un randament mult mai mare la alte echipe pe unde activează. Iar la noi, totul e o apă și un pământ. Totul
merge de parcă... Da, nu înțeleg situația asta. N-ai cum, dacă n-ai, nu poți să formezi o echipă, n-ai un schelet. N-aveam, ne bazam și noi anul ăsta, l-oprisem pe Stratul, pe Tofan, pe Turda. Mai oprea un mijlocaș ceva acolo și un atacant central. N-ai cum să joci, n-ai, eu nu înțeleg. Adică nu înțeleg. Tu, rusule, dai atâtea goluri pe la alte echipe. Ăsta la Buhăcea și care mai au venit. Ce, dom'le, dacă nu dăm o șupă poartă, atacanți. Are rusul 19 meciuri, are 2 goluri. 2 goluri. Dar la salariu e primul, e cap de listă. Și atunci, ți-aduce aminte cu cei 3 atacanți ai noștri la FC Argeș, nu avea golul cât avea rusul la Mioveni? Așa este, așa este. Nu știu, e rodează. Deci aveam 3 atacanți pe care îi plăteam cu 24.000 de euro pe lună și toți 3 aveau goluri mai puține decât rusul când activa la Mioveni. Și aici a venit... 8.000 de euro, pliga a doua și... Da. Și nu face nimic. N-am făcut nimic. Am mai pierdut un an. Singurul câștig e Tudose atât. Mario Tudose atât. În rest, anul ăsta l-am jucat degeaba. Prea multe umilințe. Prea multe umilințe. După dezastrul de la Dinamo n-am crezut. Toată lumea a sperat că promovăm din primul an. Mamă, ce echipă facem, avem. Luăm pe Pelis, cel mai bun... antrenor de Liga 2, a promovat cu toate echipele, la noi asta 4 etape a plecat. Păi probabil ce că nu i-a convenit. Ce să zic, nu știu ce să mai zic. Îl oprești pe Beza, ai oprit. Ce, domne, antrenori sunt ăștia? Ce antrenori, domne? Caută, domne, unul care are și un pic de CV în spate. Caută, domne, și pregătește echipa, pregătește sezonul următor. Am vorbit cu domnul Neagoe, domne, mai aduceți 2-3 jucători. Păi nu pot să iau dacă e liber de contract. Păi și noi când mai sudăm echipa asta? La vară ce facem? A, nu, că la vară aduc 2-3. Și restul? Ce facem? În fine, nu știu, să vedem, poate cumva. Și oamenii ăștia după la primărie și-au dat seama de greșelile care le fac. Nu vedeți că nu se ia nicio măsură. Nimic. Nimic nu s-a luat. Doar ne ducem în jos. Doar ne ducem în jos. Din ce în ce mai jos. Nu, eu să sperăm că ăsta a fost nivelul minim admis. Nu cred să că... Să sperăm. Că, n-aș vrea să mai retrăiesc o dată chestia asta, să plecăm iar de la Liga 4, Liga 5 și așa mai departe. Vedeți ce greu e. Și Liga 3 era grea. Și grea să joacă acolo, să bagă piciorul, să joacă rău. Anul ăsta aveam extraordinar de multe șanse. 8 echipe nu au avut drept de promovare. La anul ce facem? Vine Steaua, dacă Steaua schimbă titulatura aia sau cum îi zice, să face și atop acțiuni pe alea, ce face? Poate Corvinu, le fac și lor stadion, am înțeles. Ceahlău care a jucat bine anul ăsta. Păi nu, nu. Ce o să facem? Patru echipe din cele care nu au drept de promovare la anul vor avea. Nu știu care cum sunt, dar anul ăsta au fost 8 din 28. Nu mai pui pe Progresul Spartac sărace, că au făcut un singur punct. La Alexandria și care au mai fost. Chiar așa rău am ajuns. Alo? Alo? Bună seara, sunteți în direct, cum vorbiți? Bună seara, mă numesc Alin. Alin? Da, m-auziți? Da, cum să nu, ești în direct, eram da. Eram în trafic și doar ce mă uitam la emisiunea la dumneavoastră, acum nu vă mai văd. Și am hotărât să sun, în continuare sunt la volan, dar m-a riscat să sun. Am auzit pe domnul invitat la dumneavoastră în emisiune în legătură cu jucătorii care s-au perindat pe la FC Argeș. Eu cred că au avut suportul din toate punctele de vedere și ale autorităților și ale domnului Tudose acești jucători care au venit în echipa noastră. Cred că, exact cum zicea și dânsul, au avut dintre tarbuni care au știut să-i vândă bine. Am mai auzit? Da, te auzim. Da. Păi te ascultam. Acum, cu ce dă vină o întrebare către băiatul invitat? Cu ce este dă vină domnul Tudose sau autoritățile locale că a susținut echipa din toate încheieturile și din toate punctele de vedere? Păi haideți să vă răspund eu, dacă e. Singura greșeală a lor este că nu au
adus un președinte capabil, un președinte de club capabil, un om din fotbal. Atât. Atunci ați spălat pe mâini și domnul Gentea și domnul Tudose. Și atunci al meu dădea în persoana respectivă. Nu mai era jurat nici Gentea, nici Tudose, nici foamete, nimeni. Îi dai putere omului să ia deciziile în cadrul clubului. Nu cred că s-a înțeles întrebarea. Îmi cer scuze, nu cred că s-a înțeles întrebarea. Cu ce sunt de vină că au susținut din punct de vedere financiar și din toate punctele de vedere echipa care nu au dat randament? Asta v-am zis. De vină domnul Tudor sau domnul Gentea? Asta v-am zis. Singura greșeală a lor că l-au adus un om capabil să facă performanță dacă aici. Dacă venea Dani Coman, și echipa era în situația în care era, îi mai înjurați, face fi vestitor sau pe autoritățile locale. Asta v-am și zis. Dădeam în Dani Coman sau Narcis Răducan, Ilie Dumitrescu sau vehicula niște nume pe aici. De acord cu dumneavoastră, dacă și eram în acea situație, tot autoritățile locale și Tudose era de vină că au investit banii. Eu asta v-am zis, atât. Asta e greșeala lor. În rest, bravo lor că au dat. Până la urmă, banii primăriei sunt și banii noștri. Că și noi plătim taxe și impozite. Nu știu dacă sunt banii lui domnul Gentea. Când a ajuns echipa locul 6 în play-off, așa. Meritul cui a fost atunci? Păi nu știu ce dumneavoastră și după aia vă zic eu. Păi nu, meritul cui a fost? Eu am pus întrebarea. A fost al domnului Tudose și a autorităților locale? Bun, ok, da, și să rămânem acolo la locul 6, 4 de fapt, că pe 4 a terminat în play-off, da? Ok, am avut să zicem echipă bună, da? De ce n-am rămas pe scheletul care l-am avut atunci cu Prebeliță? Și ne-a mai trebuit nouă să plece 18 jucători și să aducem 17? Dacă noi am terminat pe locul 4, echipă bună, pregătea sezonul următor, cu jucătorii care erau acolo, cu care au fost, noi mai, că sunt foarte mulți, nu mai cum să-i mai țin minte pe toți. Care loc 4? Am terminat pe 4 în campionatul regular și ăla în play-off am terminat pe 6, ne-a bătut toată lumea. Și Prebelița atunci a considerat el că n-are rost să bage niciun copil, niciun junior și ne-au dat toți cu terenul în cap. Am pierdut cu 6-0, cu CFR-ul, cu toată lumea, am făcut și noi un amărând. Numai de la 4 în sus au fost. Deci atunci am fost și ca bătăină. Deci eu am întrebat, următoarea întrebare a fost așa, încă o dată mă repet. Cui a fost meritul, dacă acum de tot dezastru e al lui Tudose și a autorităților locale? Atunci, la momentul ăla, al cui a fost meritul? Eu ce să vă zic eu? Eu pe ei consider că au greșit aici. Ei doi au luat decizie. Sunt de acord cu tot ce spuneți, da. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Atunci, al cui a fost meritul? Nu vorbim de niciun merit. Dați-mi voie să intervin eu. În ambele cazuri nu se poate vorbi de merit. Aici se poate vorbi doar de vină. Pentru că dacă am terminat în play-off pe locul 6, am terminat pentru că nu puteam să cădem mai jos de locul 6. Credeți dumneavoastră? Da, pentru că dacă acolo. acolo a fost putere și putere de muncă din toate părțile. Și dedicare în toate părțile. Așa cum este și acum. Pentru că n-au ieșit transferurile și tot. No, ce să faci? Eu vă spun așa, în acel sezon noi am ajuns în play-off. Foarte norocos. Am ajuns în play-off cu... Am fost la meci la București, la acel dezastru cu Dinamo. Da? Și erau unele persoane care erau sub influența alcoolului și de atât să rezumau la a înjura, nu la a susține echipa. Să mă ierte Dumnezeu, nu mă duc pe stadion cu copilul de mână să-l aud pe unul sau pe altul din stânga, din dreapta, a înjura. Ok, bun, a fost un dezastru. Hai mai departe. Și Rapidul a avut dezastru și a mers mai departe. Și Dinamo a avut dezastru, a mers mai departe. Haideți să mergem mai departe, să fim lângă echipă, să-i susținem în toate încheturile, așa cum ați făcut-o și la Tunedoara. Cinste vouă, bravo vouă și vă respect din punctul ăsta de vedere. Nu să începem să dăm cu pietre și cu nămol atunci când... Da. Domnul Alin, pot să vă pun și o întrebare? Dacă vă cheamă Alin, în realitate. Vă rog. Vă cheamă Alin, mă numesc, în realitate. Vă cheamă Alin în realitate? Da.
Da, vocea îmi pare cunoscută și cred că știu despre cine este vorba. Domnule, vă trimit pe data pe numărul ăsta buletinul meu și doamne iartă-mă, nu mă... Da, bine, bun. E o voce care mie îmi spunea cu totul altceva, dar sper să mă înșel, să nu fiți din anturajul Partidului Social Democrat, filiala Pitești. Nu sunt fac parte de niciun partid, de nici apolitic din punctul ăsta de vedere. Da, mă rog, e vocea care seamănă foarte bine cu, știu eu cine. Da, na, mă rog, mă înșel, mă înșel. Vă trimit buletinul pe WhatsApp. N-am WhatsApp. Vă spun, n-am WhatsApp pe numărul ăsta. Colegul din emisiune nu mi-a răspuns. Așa. Da? Seara a fost meritul atunci când am terminat locul 4 cu locul 6 și acum... Haideți să vă zic și altceva, da? A fost întâmplător, da? Până la urmă. Chiar credeți că a meritat lui să terminăm pe locul 6? Serios, că nu suntem copii. Așa. Nu să fie întâmplător, că până la urmă a fost o performanță, să spun așa. Haideți să analizăm puțin meciurile care le-am avut atunci, da? Și cum am ajuns noi în play-off-ul la Norocos, da? Vă aduceți aminte la Constanța? Bați 1-0 și îți dă gol la Tuvlevi, singurul șut pe poartă. Da? 3 puncte. Așa. Le-ai luat ultimele puncte atunci, pe noroc. Ai jucat la Botoșani. Ce ai făcut la Botoșani? Baz, da? Are penalti Baz. Rezultatele care au fost. Așa. Au fost unele bune, au fost unele dezastruate. Eu am întrebat. Și nu ok, poate are și merit domnul Tudose că le-a dat banii la timp la jucători, la antrenori. Cine a fost acolo în conducere? Da? Okay. Jos la Botoșani, ai penalti. Și nu ți-l dă. De ce nu s-a susținut echipa mai mult decât trebuia? Păi, domne, ce să facem noi mai mult dată? Noi mergem la toate meciurile pe banii noștri. Noi poate cheltuim, uite, eu am copil acasă, îmi las copilul acasă și mă duc pe la Hunedoara, pe la Miercurea Ciupă, unde mă duc. Da? Și mă duc pe banii mei, pe mine o deplasare, de-aia poate mă costă 2 milioane. Ce să fac mai mult de atât? Am fost la atâtea antrenamente, am venit cu vintilă, hai să-l încurajăm, hai că e de-al nostru, hai că mergem, hai la antrenament cut, hai peste tot. Nu i-am înjurat. Mergem după ei peste tot pe țară și ei ce fac? Îți dau un singur șut pe poartă. Și te bate toată lumea. Ce putem să facem mai mult dată? Nu vedeți că în Pitești nu mai vește nimeni pe FC Argeș? Toți ne-am dat cu Steaua, cu Dinamo, cu Rapid, cu Craiova, cu cine vreți. Ați văzut vreo... băieții ăștia după la club. Să mai meargă și ei pe la vreo școală, la vreun liceu. Băieții, da, facem și noi o miuță. Să mai aduceți noi publicul la stadion. Chiar eu am insistat ca în pauzele competiționale... Ce putem să facem dacă suntem o mână de suporte? Deci eu am propus... Atât. Restul cine ai ieșit, băi, ce-ar deși Pitești? Trebuie să susține echipa. Da, domne, și i-am susținut. Uite, la Hunedoara a jurat cineva pe cineva. După meci au venit că i-a trimis domnul Bojneac și au vorbit cu ei puțin. La meci, v-am văzut în tribună la cel Dinamo, că dezastru de la Dinamo. Așa. La 2-0 toată tribuna a început să înjure. Eu credeți-mă că la 4-0 am plâns. Umilință mai mare ca asta eu n-am văzut în viața mea. În fizionomie că stau și în prundul în cartier cu dumneavoastră. Păi, probabil că ne știm. Dacă suntem de viață pe stadion, ne știm. La 2-0 toată lumea a început să înjure. De ce? Păi toată lumea a venit cu speranțe. Toată lumea a zis, bă, Dinamo, erau Ciuca Bătăi. Nimeni nu s-a gândit vreodată că... A făcut un meci mare cu noi. Da, ok, au făcut un meci mare. De la Sporting, gazdă domnul Luci. A făcut meci mare. Cine? De domnul Luci de la Sporting, pentru că atunci când a retrogradat echipa Dinamo, a luat 13 jucători de la Sporting Pitești. De la domnul Lucian Diacon, antrenor. Da, nu știam informația asta. 13 jucători au plecat de la Sporting. Asta vă zic și eu. Asta vă zic și eu, că mâine pâine, dacă vine lui Dinoci, lui Gino Oprescu, care mai sunt aici, lui Adelin Mircea, le vine o ofertă, imediat ori să plece copiii. Că noi nu suntem în stare să le oferim și lor un salariu decent. Dar ei sunt de viitor, poate noi cu copiii ăștia o să începem să jucăm, să formăm echipa, să avem mai mulți piteșteni, să joace cu ambiție, cu patriotismul ăsta local. Ați făcut la Hunedoara, ați făcut-o bine, bravo, felicitări. Toate persoanele care au fost acolo și-au bătut drumul și și-au mâncat timpul în familia lor. Dar, din punctul meu de vedere,
în afară de a susține echipa domnul Tudose cu autoritățile locale și dumneavoastră ieșiți și îi înjurați, eu zic că nu, ăla nu este suporter. Da, asta e părerea dumneavoastră. Merge și a susține, eu zic că ăla nu este suporter. Asta e părerea dumneavoastră. Asta este părerea mea. Da, asta vreau să zicem și noi. Și noi ce cerem? Am cerut doar să se ia o decizie și să plece conducerea, da? Atât. Adică nu mi-l pui mie pe domnul Foamete, n-am nicio treabă, respect pentru dumneavoastră. El are un job extraordinar de bun, e foarte bun pe meseria care are, dar nu e de fotbal. Dânsul ne-a povestit, eu am făcut în not, când eram mic. Hai că aia scădă nimeni și tu îți dau cu piciorul minge. Asta am cerut noi și cerem în continuare. Simplu, pleacă Foamete că n-ai făcut nimic, pleacă care am dat în săracul, în Tunarul și în Gabi Alex. Straton și-a pus sufletul pe masă pentru echipă din punctul meu de vedere. Așa. Și la, după aia l-ați luat la înjurături. De ce? Păi știți care e treaba? Ia vedeți că nu, adică poate sunteți și ne știm și nu știu cum. Păi Straton, după meciul cu voluntari, băieții s-au dus. Eu m-am dus acasă. Am coborât în prundul și nu mai m-am dus la stadion, da? El a stat și ne-a înjurat. Și după aia eu l-am sunat și mi-a zis, bă, te rog eu, nu e așa, uite așa, uite că nu e pe dincolo. Zic, cum mă, dacă băieții? Tu de față când ai coborât din auto, care erai pe bancheta din spate. Și acum vedeți cum face și Straton. Vedeți cum face, ce atitudine are. Hai să vin serios, că nu îl înjurăm fără motiv. El, că e bine că nu umblă prin găvana cu trainingul lui FCSB? Bă, adică FC Argeș te plătește, ți-e greu să iei un hanorac sau un tricou cu FC Argeș, da, antrenament, de unde ai tu? Ne-am Hai să vin serios, vedeți ce mercenari avem pe aici. Toată lumea e după bani. Și e normal. Dacă aici la Pitești a găsit de mulți, buget bun, uite. Hai, dă-i și lui ăla, dă-i și lui ăla, dă-i și lui ăla. Hai să vin serios. Și de ce el ți-i uită acum? Și pe Bucur, și pe Micle, și pe care mai ai. Când vrei să crească? Când vrei să se formeze și ei? Straton, stai frate, bagă-te antrenor cu portarii. Ai 31 pic de ani, te-ai căsătorit aici în Pitești, pe la Băbana, știm că e cu domnul Ivan, cine e primar pe acolo. E și el tot pe linie de partid adus aici. Și când a fost în vestiar la ea, a fost bine și plăcea, bă, proștea sau ceva de genul. De ce n-ați venit mai din timp? Că ne băteau francezii pe vestiar. E bine, nu? Și atunci despre ce mai vorbi? Să stai liniștit. Mai doar. Sunteți în telefon? Da, da, eu vă ascult, vă ascult. Da, vă ok. Bun. Sunt multe de rezolv, de vorbit. Nu ne-ar ajunge. Intervin și Doamne ajută să fie într-un ceas bun și la nu să promovăm detașat, fără emoții și fără nimic. La nu? Vedem. Dacă nu facem o echipă, n-ai cum să promovezi. Nu, trebuie plecat de la conducere în primul rând și după aceea echipa. Asta ne dorim toți. Adumă-ne un niște om. Copilași, avem niște copilași de viitor care trebuie susținuți. Păi asta am zis și eu. Asta am zis și eu. Și ei vor da și rezultate. Păi asta zic, oprește-i. De ce îi luăm noi pe lui Hagi? Cine ne aduce pe lui Hagi? Pe aici. L-ai avut pe un laser fundat stânga. Nu știu dacă a jucat câteva minute. Și a mai fost unul, nu mai știu care din ei, și băiatul lui Dulcea, Patrick, da? De ce-i creștem noi pe ai lui Hagi? Ce să facem cu Hagi dacă... De la FC Argeș, după aia l-a jucat, adică să-l la Bascu. Și după a plecat copilul pentru... Ori, păi de-aia zic, dacă a avut valoare, l-a luat Hagi, că nu ia Hagi pe oricine. Da? Și atunci cum să facem să fie bine? Cum să facem să fie bine și la Pitești? Că noi aducem eu numai mercenari aici. E bine, decât că trebuie să susținem echipa sau să... Corect, și noi de aia și noi suntem suporteri. Nu am fost și n-am fost lângă echipa așa cum a fost dumneavoastră, dar să susțineți echipa și să susținem echipa din toate punctele de vedere, așa cum este susținută la momentul ăsta echipa de basket și au avut rezultate. Felicitări! Și eu mai merg la basket, sunt acolo în cartier, 5 minute ajung la sală, îmi place și mie basketul, dar... Din loc ca simplu spectator. Și susținerea a dat rezultate, da? Ok, și acum domn primar de ce a plecat? Când a dat de greu la FC Argeș? Ne vine echipa campioană a României, care nu a cred. Făcut și furori în Europa. Știu, o să fie miercuri la 7 sau 7 jumate, nu știu, ceva de genul. Susținere din toate încheieturile, da? A echipei și eu. Da, e foarte simplu. Eu am mers de mult pe premiza asta. Într-un oraș mic, să investești într-o echipă indiferent de care, adică mai micuțe, handbal, volei, basket chiar, cu un buget de 1 milion, 2 milioane de euro poți să ieși campion și știe lumea de tine. E, în schimb, la fotbal îți trăie foarte mulți bani și nu avem performanță.
Da? Așa pitești ușor, ușor prin basket. Poate mai luăm o cupă, poate luăm și noi un campionat după mulți ani de zile când am bătut atunci pe Arad, care își aduce aminte. Da? Da. Asta e important. Și lumea să vină la stadion sau la sport. Te uiți la sala aia cât de frumoasă e. Eu și m-am dus cu sufletul. Când am mers să mergi la București cu sufletul, am mers pentru echipă. Toată lumea și noi am rămas. Și când ați văzut bine când am întins pe toată autostrada cu mașinile personale. Okay. Și când am auzit că la 2-0 au început să înjure și eram cu copilul lângă mine. Da, eu vă înțeleg. Vă înțeleg. Dar ați văzut câți bucureșteni au venit? Să cânta când era condusă echipa cu 7-0. Nu ne comparăm noi cu Rapid. Nu ne comparăm noi cu Rapid. Acolo a venit haide cineva cu bani. Și la Dinamo, haide să ne uităm și la Arad, și la Ucluj, când a avut de sat. Păi vedeți, dumneavoastră veniți la meci. Dar câți mai vin? Câți mai vin? Să vină să susțină echipa. La Dinamo nu a mai venit la meci, nu mai ne-am prins masa că am auzit în jurăturile care l-am auzit. Ok, asta e așa e pe stadion, n-ai ce să faci. Că și tu te superi când vezi că un buhăceanu nu-ți dă un singur șut pe poartă un meci întreg. Corect. Și te gândești că are atâta, are salariu, are salariu extraordinar de mare pentru Liga 2, da? Și e normal să înjuri. Până la urmă, asta e ce vrei să facem, nu suntem la biserică. Da, nu suntem la biserică, dar asta este părerea mea. Ok, seara bună și... La basket nu am auzit asemenea înjurături cât mi-au auzit urechile. Corect, la basket ați văzut că vin foarte mulți copii. Femei, doamne, domnișoare, e exact. Altă atmosferă acolo, da? Exact, ce vă zic? Exact, așa să trebuie să vină și da? La stadion. Să vedem, la stadion a fost tot timpul mai greu. S-a dus lumea la stadion. Și de asta vă zic, și conducerea clubului nu-și dorește să aibă spectatori la meci. Mai ales în situația asta, într-adevăr, acum. Cred că conducerea a făcut tot ce s-a putut în toate punctele de vedere. Dar v-am zis eu că n-au făcut... Le-au dat banii la zi. Cu aceeași conducere am ieșit locul 4 cu locul 6. Deci cu aceeași conducere. Același. Nu prea, că era, vă aduceți aminte că era cumva un Jean Blădoiu pe acolo în conducere. În perioada respectivă. Făcând abstracție de Prepelița și de Jean Blădoiu. Da? Da, și a mai fost și Ianus. Adică aveai acolo un spat. Păi, dumneavoastră credeți că pe domnul Foamete îl știe cineva pe la Federația Română de Fotbal? Una este prezins cu un fost jucător. Domne, eu nu spun nici nume, nici prenume. Eu spun decât atâta. În afară de domnul Prepeliță și domnul Jean Blădoiu, aceeași conducere te-a dus în asta ți-am zis și eu te-a dus, da? Asta am zis, mă, dar că noi am antrenat pe locul 4 și 6. De ce n-am oprit noi jucătorii și în vară a trebuit să luăm 18 sau 17? Nu știu câți au adus. Vă pot eu răspunde, deci. Păi vedeți? Aveam acolo o bază, puteam să construim pe echipa aia, cu Prepeliță și cu Jean Vlădoiu și cu cine mai era pe acolo. Nu s-a vrut. Comisioane, impresarii. Aduceți-vă aminte că dumneavoastră galeria l-ați înjurat și pe Prepeliță. Dom'le, atunci eram plecat în Franța, da? Știu că am dat atâtea mesaje și recunosc. Nu mi-a plăcut stilul lui de joc. În schimb, rezultatele l-au ținut acolo în față. Recunosc, exact. Nu-mi place. Nu-mi place stilul lui. Nu-mi place, ce vrei să fac? Dar a adus rezultate. Corect, da, de asta v-am zis, cu noroc, foarte mult noroc. Foarte, deci, foarte mult noroc. Că domnul Jean Vlădoiu ieșea cu o șapcă de IPA și toată lumea îl înjura pe toate forumurile și peste tot. Haideți, că, adică dacă ne știm din cartier, o să vă mai zic eu, că aici ne mai vede lumea și e păcat, nu vreau să... Okay. A fost o legendă pentru FC Argeș și dar nu, Danos Lipiteștean, e... Haide să susținem oamenii care sunt lângă echipă și rezultatele vor veni. Doamne ajută să vină, dar v-am zis singura... Adică eu așa o văd și nu numai eu. Mă adu un om acolo capabil să facă performanță, să... Nu să... mă mai rețin, vă mulțumesc mult. Bine, seară bună și poate ne vedem pe cartier și vorbim. Mulțumim. Cu siguranță sau la meci la sală. Da, mulțumim, da, seară bună. S-ar vrea să ajung și o miercuri, nu știu. Nu promit, dar s-ar vrea să ajung. Seară bună. Numai bine, sănătate. La revedere. Uite, mă uitam pe statistici. 7% femei, 93% bărbați. Cei mai mulți sunt de vârsta 45 plus. Înțelegi? Nu, acum la emisiunea noastră. Acum, da? 15, uite că avem un alt... E, vedeți, că o fi domnul Tudos. Da. Nu este. Da. Bună seara.
Bună seara, sunteți în direct, cum vă numiți? Valentin e numele meu. Vă ascultăm, Valentin. Dumnezeu, mai închidea domnul ăsta de înainte, lui PSD-ul ăsta. Da, păi vedeți că dumneavoastră știți cine e sau cine știe. Nu-i mai închidea domnul ăsta, bune mie, mă învață ăsta cum să mă comport pe stadion. Îmi spune ăsta mie de basket. Da, acum e valul ăsta, merge echipa bine de basket. Merge bine. Jos pălăria, îi felicităm și pe băieții de la basket. Da, asta merge echipa de basket bine. Merge echipa de basket bine, că n-am învățat gentea basket până acum. Să sperăm că nu se implică și acolo. Să sperăm că nu se implică și acolo și să lase oamenii capabili să facă acolo performanță. E antrenorul ăla târziu. E foarte bun. Am văzut, e foarte bun. Îl aveți pe Căprărescu, antrenor acolo. 7 români manageri pe acolo, pe lângă care încasează salarii, tot la primărie. Sunt pe acolo 4-5 în plus. Păi și atunci, vedeți că în politic, cu politicul ăsta nu face nimic. Păi ăștia sună, Păi noi suntem conștienți, noi suntem conștienți. Și nu-mi zice, într-adevăr, chiar mi-aș dori să-l cunosc, e în Prundu, a zis că stă pe acolo. Chiar... Că la basket se toacă bani de 5 ani de zile, nu s-a mai obținut nimic. A fost numai pe locul 7, pe locul 8. Și s-a nimerit acum. Ne muiem așa că sună unul de la PSD să ne învețe cum să ne comportăm pe stadion. A, nu știu, eu cred că n-am deranjat. Am avut și noi atâtea discuții. Ne spune el că e meritul lui Gentea și lui Tudose că am intrat în play-off. Păi ce, sunt banii lor? Sunt banii de la primărie, mă. Păi la Tudose, hai că mai înțelegem, dar noi de la Tudose asta am cerut și noi. Arată-ne mă și nouă o hârtie. Și atunci, da, bă, băieți, uite, atât am investit eu în FC Argeș. Și atunci n-ai ce să-i mai zici omului. N-ai ce să-i mai zici omului. Ce meritare Gentea? Sunt banii primăriei. Păi asta am zis și eu. Toți plătim taxe și impozite, sunt banii noștri viteștenilor. Numai că asta e soluția ca să poată să bage niște bani și în FC Argeș. Cu fie, cu salubritate și cu apă canal. Trebuia să-i spune și lui Alinuș. Da, nu știu, sper să... Alinuș nu știe, Alinuș îl lăuda. Da, nu știu, e părerea fiecăruia. Vine campania electorală, am văzut că de ieri sau de zilele astea. Am văzut că numai pe Facebook, numai cu primar, cu consilierul local, nu știu, nu mă interesează deci politica. A început campania electorală, nu mă interesează politica, sunt apolitic. Merg și votez de fiecare dată, am buletinul plin de ștampile, dar mă duc să fac datoria acolo, de cetățean. Ce a făcut suporterul, ce a făcut suporterul rapi, că erau pe locul 2 și cântau viața mea un part alături de voluntari. Da, aia a fost așa la... Da. Păi da, ce au făcut suporterii lui Cluj și ce au făcut mai mult? Da, nu știu, în fine, fiecare are dreptul la opinie. Ce au făcut suporterii lui Cluj după ce a dat play-off-ul? S-au dus să-l înjure pe Nito. Nu învață ăsta fotbal acum și galerie și toate astea. Nu mai lăsați dumneavoastră toți prostii. Păi da, vedeți? Vedeți că toți își dau numai cu Alin, Cosmin. Spune-mă, tată, cum te cheamă. Că poate ne știm și noi de atâția ani de zile. Dacă tot mergem pe stadion, eu cred că îi știu cam pe toți. Dar dacă tu vii și mie spui că mă cheamă Alin și pe altul Cosmin și pe altul mai știu cum îl cheamă. Uite militarul cum a intrat. S-a prezentat frumos, Andrei militarul, știm, e băiat al nostru. Ce vrei să faci? Așa să intrăm doar să jignim și să dea în mine sau în altul. Andrei militarul poate lucrează la privat, că dacă lucrezi în sistemul... Da, la privat, da, la privat lucrează, da. La privat lucrează, da. Ăștia te caută pe la muncă dacă spui numărul. Știu, am aflat și eu și nu vine să cred. Nu vine să cred. Bă, vine. Poți ăștia. Nu vine să cred că trebuie să te supui partidului. Ia, nu pot să cred așa ceva, în fine. Uite, Mihai... Mielcioiu vrea să intre în direct. Da, puteți. Mihai e un băiat de nota 10, da, un băiat cu caracter. E băiat de... Puteți să-i luați. Da, să intră Mihai. Intrești tu, Mihai, și spunești tu ce ai de spus. Bine, sănătate, Doamne ajută. Sănătate. Să intre și Mielcioiu, să vedeți că nu suntem noi aia răi, huligan, să mai știu cine suntem. Că iubim echipa și venim la meci, să facem atâtea sacrificii, lumea tot în noi dă. Da, așa e, da. Păi, așa e! Vreau că o să știu... Oh. Nu, n-am. Ah, uite, sună. Da, chiar vedeți, pot fi chiar el. Poate Mihai. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara. FC Argeș și... Nu o să fie în Liga 1 niciodată. Nu, în primul rând... Spuneți-ne și nou cum vă numiți. Cum vă numiți. Așa e normal. Stam cu Daniel. Ok. Daniel? Da, stam cu Daniel. Da. Daniel. Da. Din cauza alegerilor care sunt
APSD. De-aia am intervenit Andy, specialist. E o părere, nu? Oh. Da. Cauza partidului. Nu, no, n-are... Pe stadion când te duci, începe să înjură galerie. Nu, no, eu zic că e incompetența conducerii, cu totul altceva, nu că sunt alegeri sau asta, dar asta suntem noi în Liga a doua. Totul pleacă de la acel management care a lăsat de dorit în ultimii 3 ani de zile la FC Argeș. Am avut o urcare și era normal ca după aceea să ne ducem și să ne ducem. Bine că ne-am oprit, acum unde ne-am oprit. Îți găsesc aici un mesaj. Băiatul care s-a dat Alin s-ar vrea să fie Alin Bișan, care a fost reprezentantul în Consiliul de Administrație după la, cred că la Salubritate a fost reprezentantul primăriei. Dacă e Alin, care îl știm și noi, ne știm de viața Alin, dacă trebuia să spui și nume și prenume, că până la urmă știi cum e. Dacă tu ai fost deci și tu nu stai într-undul. Nu m-am înșelat la voce. Nu, cineva l-ar fi recunoscut după voce. Și eu îi știu, sunt doi frați, ce să le facem? Am și o întrebare. Da. Am și o întrebare. De ce pe stadion se înjură? Se înjură. De ce se înjură? Păi dacă suntem nemulțumiți, domne. Suntem nemulțumiți de ce se întâmplă la FC Argeș, noi suferim pentru echipa asta. Știu. Și nu cred că am înjurat tot timpul. Și nu se înjură, doar am avem și noi acolo nimici. Ce să facem? Asta e. Se înjură antrenorul, asta e tot. Da, antrenorul, câți ani ai tu? Sau sunteți mai în vârstă? 45. Doamne, ajută să fie sănătos. Eu 47. Da? Vă place cum antrenează Neagoe? Nu. Păi și atunci. De fapt, nu știm cum antrenează, dar vedem rezultatele. Adică rezultatele, când venim la meci. Da. Ce faze? Am făcut o singură fază la meciul cu, ziceți, cu Miercurea Ciuc. Să vă zic ceva. Da. Am fost la meciul cu Steaua, când zic cu Fece Argeș, a început să ne jură pe Nelu Ilie. De ce l-a început la galeria? Pe cine? Pe Nelu Ilie. Și dacă vorbim de domnul care e cu e domnul care e preot de la Piatra Potcoava sau de undeva după Nol? Da. De ce n-am spus? Aia intrați pe toate ziceți profilele lui domnul Gentea. Cine aplaudă toată ziua? E vreo postare care o ratează domnul Nelu Ilie? Nu, dar nu e asta de vorba, dar de ce în jură pe stadion? Eu nu știu, eu l-am cunoscut pe domnul Ilie, sau cum e zis, Nelu Ilie. De ce în jură pe stadion? Nu știu, eu în ultima perioadă nu prea mai stat în Peluza Nord. Eu am mai fost plecat, mai mulți ani de zile din țară. Dar și eu tot acolo, că și noi suntem băieți iar... De ce galerii se îmbracă negri? Cum? De ce galerii speciali se îmbracă negri când se duce la meci? Asta consider ei. Ce să le faci? Uite, toate galeriile din lume, din România, au și un grup de ultras care asta e culoarea lor. Vedeți, noi ne-am făcut hanora ce violet, alt și violet, da? Fularea ne-am făcut alt și violet. Și eu am fost, și eu sunt un reprezentant de la Violet Republic. Eu am făcut cu mulți ani de zile Violet Republic cu Popa Emil și care au mai fost, da? Și copiii ăștia care sunt acum în galerie și au crescut frumos pe lângă noi. Cum? Am 3 ani durează. Nu contează, domnule, important e să avem un proiect, să avem o bază și să țină copiii. Cum? Degeaba, nu faci nimic. Păi cine s-o cumpere, domnule? Vine domnul Tudose cu garanție, cum a zis mai devreme. Vino, domnule, și arată 10 milioane, bagă într-o filă de cec, bagă-i la bancă și uite, mă. Păi și atunci... Bună seara, o seară bună. Să trăiți, seară bună. Seară bună. Hai, Mihai, sună, că e liberă linia. Acum. Cât e caldă. Hai să sperăm că sună și Mihai. Păi să sperăm că sună. Adică sunt... Uite. Da. Alo? Alo, bună seara. Sunteți în direct? Cum vorbiți? Sorin e numele meu. Cum? Sorin, parcă a zis. Sorin? Florin. Cu Florin. 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 Da. Legat de subiect, nu știu, că se discută foarte mult. Am și eu 40 de ani. Mulți înainte, să fii sănătos. De 30 de ani la stadion, nu prea văd viitor așa bun aici. Spunea cineva mai devreme de copii. Eu am 2 copii la FC Argeș și înscriși și văd ce se întâmplă și pe acolo, mai ales de când a venit Bișan. Da.
a știut decât să pună taxă la copii. La unii copii, nu la toți, ca idee. Am înțeles că la elit nu se plătește. Cine are copii la elit, la grupa mai bună? Păi, așa am înțeles, la... adică dacă ai valoare, ești la elit. Dacă nu, am înțeles, știu, așa mă am și eu niște prieteni, că se plătește, da. Până anul trecut nu s-a plătit nici la elit nici. În partea cealaltă. În fine, nu, da, nu știam, nu știu subiectul. La FCAG nu s-a plătit niciodată. Nu mai vorbim că de când s-a dărâmat stadionul nu a interesat pe nimeni unde fac copii, ce fac, unde fac. Mă rog, așa nu țin cu primăria ce băteau mai devreme, dar eu zic că dacă nu era un pic de implicare, nu era mici migrant în ultimii 3 ani. Ne trebuie un președinte, asta e clar, ne trebuie, cred că, un antrenor... Păi asta ne dorim și noi. Un președinte capabil, atât. L-aș vedea, un președinte capabil. Toți au discutat, dar, mă rog, și... Știm și noi, că de un an și ceva, un an jumate, tone... Uite, nu știu ce site-ul de sport. Așa, acum vreo 2 săptămâni de zile a apărut domnul Gentea pe la nu știu ce televiziune. Și a venit o întrebare de la cea. Când vine, domnule președinte? În 2 săptămâni. Cred că au trecut vreo 4. Au trecut vreo 4, da. Da? Adică... A spus 2 săptămâni? Da, atunci de când era în emisiune la domnișoara, nu știu, Monica sau ceva de genul. Da, nu, la care a fost și sponsorilă. Da, așa este. Nu știu, au greșit. Eu zic că dacă o țineam pe Liga a doua cu... primul antrenor cu cam lapsus de când am început campionatul, cu Pelici era mult mai bine acum. S-au adus niște jucători, au plecat, au venit alți jucători și a adus Neagoe nu știu ce face, și a 12.000 de euro pe lună. Asta zicem și noi. Da. Asta am zis și noi. Și stafful e posibil să aibă 20.000 de euro, tot staff. Tot staff la Liga 2. Nu se poate așa ceva. Sunt salarii mai mari decât la antrenorii de prima ligă. Probabil 2-3 ani de zile când o să fie gata și stadionul, atunci o să mai vedem ceva mișcare. Să sperăm, dar cu toate că anul ăsta ar fi trebuit să tragă, dacă zice că s-a implicat foarte tare politicul, da? Fiind atâtea alegeri locale, parlamentare, europarlamentare, să le ia președinție, da? Dădea mult mai bine PSD-ul, să zicem, între ghilimele, dacă promovam anul ăsta, da? Așa? Eu am gândit-o. Toată lumea așa a gândit. E an campanie electorală la anul și promovăm. Chiar trăgeam speranță, nu, hai că o fi mai bine așa, dar nu, nimic. Nu este, asta e. Sunt aici incompetenți. Aici poți să intervin eu, da. Tatian. Da, puteți. Argeșul este un județ roșu. Este, asta... PSD-ul de la nivel central nu are nevoie de voturi din Argeș, are nevoie de voturi din altă parte. Aici știu că este. Ai înțeles? Aici așa mereu aici. Trebuie gândit. Da, primarul ar avea nevoie de voturile noastre. Nu, oricum Gentea iese primar, stai liniștit. Iese, că n-are. Lumea votează partidul. Lumea votează partidul. Dacă în 2020 a ieșit cu diferența dintre el și Apostolicianu clar cu suporterii lui FC Argeș, acum iese cântând, fluierând, nu are rival. Nu are rival în... Haideți să nu vorbim despre chestii din astea, că deja ducem să mă enervez. Hai să lăsăm pe Mihai Mielcioiu ca să sune și el, că se chinuie de o jumătate de oră. Gata, poate da. ultimul cuvânt, eu personal mi-aș dori Pădică, antrenor. Adrician, Pitestean, așa la FC Argeș, nu știu, și un președinte totul folositător și mergem înainte. Așa o să este. Vedem ce o să fie. Da, seară bună. Seară bună. Sănătate, străiți. Seară bună. Hai, Mihai, acum cât e telefonul liber. Ia, vedeți că sună. Nu sună. Ba da, a, nu, s-a închis apelul. Da, s-a închis apelul, am crezut da. Că... Da. Chiar mă uitam, sper că nu mă sună pe numărul ăsta, dar nu, sună pe numărul... Păi, dar e numărul sus, afișa. Da, e numărul sus, dacă vrea să... Să vină Dică. La orice club normal din Europa, doar grupa elit nu plătește. Așa am auzit și. Da. Și mai o echipă de rezervă, sau cum s-ar zice, tot de U15, dar acolo sunt, cum ar veni, rezervele. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu știu. Da, am vorbit și noi odată cu Bogdan Vișanea, am dat multe
așa, multe sfaturi, ne-a arătat, omul e doxă, din ce am văzut noi, a venit cu un laptop plin, știe orice copil în ce an e născut, ce pastile să ia, tot. Eu sper să rămână Vișanu cu Dinore la club și să facă treaba. Număr privat. Da. S-a închis. Eu am încredere în Bogdan Vișan, sper să... Da, noi scoatem capul puțin așa. Noi trebuie să ținem cont că vreo 5-6 ani de zile n-am mai avut niciun copil. Să desfințase aproape academia, dar abia acum ușor o să creștem. Vedeți, cei mai mari copii avem la U17. Cei mai mari. Aici. Bă, ce spune Bădescu, eu nu scrisiam. Băi, fraților, la FCA este un război intern. S-ar putea să aibă dreptate. Da, e tot ce... Sunt șanse reale. Dar până la urmă pleacă sau nu pleacă? Cine? Să plece. Antrenorul. Se duce... Eu am auzit ceva, dar nu vreau să spun aici. Vă să spun după aia, dumneavoastră, să vă spun după aia. Care-i treaba și cu rezilierea aceasta? De vorba de cei 200.000 de euro. Nu, în afară de asta. Noi știm și cred că așa e. Dacă îi mai plăteam două salarii, pleca. Era vorba sâmbătă seara să fac anunțul ăsta, dar era vorba să dăm doi... Tot noi să plătim, noi ca și club, încă... Două salarii, nu înțeleg de ce. Când petrolul trebuia să vină să plătească clauza, dacă vor să le ia antrenor, păi în fine, da, nu știu, poate... Nu dădea petrolul 200.000 de euro. Da, aici petrolul într-o situație foarte grea și nu cred că își permitea să îi plătească păi nu, rezilierea de contract. N-avea de unde 200.000. Da. Hai să luăm și... Alo! Alo, bună seara! Yeah. Bună seara, Mihai Mirciulă. Da, yeah. Salut, Mihai. Mihai, în final, până la urmă ai reușit și ai prins liber. Am reușit. Inițial vă salut domnul Paparete, te salut Tatian. Salut, Mihai. Salutare tuturor suporterilor piteșteni. Inițial nu doream să intervin în emisiune, pentru că Tatian a spus destul de bine lucrurile pe nume. Însă m-a intrigat intervenția domnului Alin, între ghilimele. Au fost acum două telefoane mai înainte. Da. Am recunoscut vocea, sunt că până de dezamăgirea pe care o trăim cu suporterii piteșteni legată de catastrofa, dezastru care se întâmplă la clubul nostru, am trăit dezamăgirea ca un amic de-al meu, l-am recunoscut după voce, fost coleg al meu la Air Corporation, actualmente, recent, angajat la primărie, suporter rapidist, din tată în fiu, să intervină și să ne dea nouă lecții despre cum trebuie să susținem noi echipa specialiști. De ce? Pentru că este angajat al primăriei. Aceste practici pe care le reîntâlnesc foarte des și pe, din păcate, și pe grupurile de Facebook, eu având împreună cu niște colegi administrez un grup al suporterilor, mi se par de domeniul trecutului, dar din păcate le trăim și astăzi. Există o frică extraordinară la nivel de societate decât față de partidul PSD. Oamenilor le e frică, eu văd, eu sunt unul dintre singurii care spun lucrurile pe nume, cu nume și prenume. În mediul online, pe Facebook, mă refer, pe grupul PSG de Facebook. Apropo, cel mai mare grup al suporterilor. Nu contează ca și număr de membri. Asta e mai puțin important. Chestiile astea mă intrigă enorm de mult. Deci aparatul de partid funcționează la toate nivelele. Nu vă mai spun că de câteva luni un suporter, un membru al galeriei, este hărțuit prin niște intermediari la locul de muncă. Și este amenințat că va fi dat afară, dacă nu încetează cu, și Tatian știe foarte bine despre ce vorbesc, dacă nu încetează cu reproșul de la adresa organelor de partid, care trebuie să fim conștienți cu toții că ele conduc clubul pe ceea ce, din păcate. Ceea ce spun sunt lucruri extraordinar de grave care se întâmplă astăzi în societatea românească și vorbesc, aici mă refer la societatea orașului Pitești. Este inacceptabil
să se întâmple în anul 2024 astfel de lucruri. Este total inacceptabil. Și ca să fie lucrurile clare, primăria, cu susținerea Consiliului Local, sunt responsabile cu susținerea clubului FC Argeș. Clubul FC Argeș este unul dintre puținele branduri pe care Chiteștiul le deține la nivel național. Clubul FC Argeș este echipa, reprezintă echipa din legenda lui Dobrin, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Și este obligatoriu ca acesta să fie susținut din punct de vedere financiar de către autoritățile locale. Mai bine spus, de către piteșteni prin autoritățile locale, pentru că autoritățile locale sunt niște intermediari pe care noi i-am votat, noi i-am trimis acolo, sunt plătiți și ei din banii noștri, așa cum la club, la FC Argeș, și ajung bani tot din taxele și impozitele plătite de noi. Perfect, de acord. Da? Ei sunt niște persoane care trebuie să-și asume răspunderea pentru ceea ce fac. În cazul lui FC Argeș, nimeni nu și-a asumat nicio răspundere. Ajungem și acolo. Deci am specificat că ei sunt responsabili cu susținerea clubului FC Argeș. La celorlalte cluburi, de basket, de volei, de mai departe, care duc la rândul lor faima orașului. Noroc că s-a terminat sala polivalentă și că mai bine echipa României, mai bine echipa Rapid, mai bine de basket, de volei, de astea, și totuși în numele orașului Pitești, al municipiului Pitești, mai ajunge și el pe sticlă cu câteva lucruri bune, că altfel eram omocit la acum. Suntem omocit. Și dacă ne uităm acum la situația clubului Pitești, de ce am menționat treburile acestea referitoare la finanțare? Pentru că ei, practic, ei se irigează prin faptul că ei gestionează niște fonduri publice pentru finanțarea clubului de fotbal FC Argeș, se irigează și în conducători. Da? Deciziile la clubul FC Argeș sunt luate de către primarul Cristian Ghentea împreună cu sponsorul Viorel Tudose. Toată lumea știe lucrurile acestea. De ce nu se dorește? Dar aducem aminte, Tatiana Omis, după catastrofa barajului cu Dinamo, unde acolo au fost niște lucruri care s-au întâmplat, este clar că s-au întâmplat, dar de ce s-au întâmplat? Pentru că la noi clubul FC Argeș a fost un țar fără câini, domnul primar, din proprie inițiativă, a dorit să aibă o întâlnire cu suporte. Iar atunci, noi am cerut, și atunci cum am cerut întotdeauna, domnule, angajat la clubul FC Argeș un președinte profesionist de fotbal, care să vină cu un proiect pe termen scurt, mediu și lung, care să fie aprobat, și din acel moment, acel președinte profesionist va lua deciziile pe care le consideră de cuvinte la club și el va fi responsabil pentru parcursul clubului. În secunda următoare, domnul Cristian Ghentea a pus mâna pe telefon și a zis, pe cine vreți să pun președinte? Pe Ilie Dumitrescu, pe Bilasco sau pe Coman? Nu mai mi-aduc exact. Ba, da. Sau Prune? Nu, Prune nu a fost atunci în discuție. Ilie Dumitrescu, cum ai zis și tu, da. Așa, Bilasco da. Și Dani Coman. Da. Punând mâna pe telefon, a spus, de mâine vom avea președinte. Confirm, Tatian? Da, așa este. Ce? S-a trecut un an. Nimic. Te rog, Tatian. A rămas aceeași conducere, rezultate zero. Aveam țin de camă. A continuat de gringolada de la club și sarabanda transferurilor, dezorganizarea totală de la club, ducând la slaba performanță sportivă. Inclusiv antrenorul Eugen Neagoe. Eu un antrenor, nu pot să spun că un antrenor slab, dar antrenorul Eugen Neagoe a simțit asemenea jucătorilor că este loc de întors, ca să mă exprim plastic, la clubul FC Argeș.
este un sat fără câini, unde fiecare face cel taie capul, leafa, timpul trece, leafa merge. Asta se întâmplă la Făcioare, de aceea mergem din dezastru în dezastru. Eugenia Voie are salariul de 12.000 de euro pe lună, este cuantificat la nivelul fotbalului românesc pe locul 4. Viorel Cudoțe, sponsorul lui Speciarteș. În unde s-a mai văzut pe lumea aceasta ca un sponsor să ia decizii la club în calitate de sponsor? Cine îi permite aceste lucruri? Cred că suntem unici. Suntem râsul curcilor. Cine îi permite lui Viorel Tudose să ia decizii la club în calitate de sponsor? Sponsorul vine, ajută cu niște bani, are o colaborare reciproc avantajoasă, punct! Uitați-vă că ne facem de râs în presa, la nivel național, în presa sportivă centrală, care știm foarte bine să vânează cancan. Viorel Tudose, sponsorul care ia decizii la FC Argeș, comunică cu decidenții din club, respectiv cu Gentea, prin intermediul presei centrale sportive. Unde s-a mai văzut așa ceva? Unde s-a mai văzut așa ceva? Privitor la suporte. Că sunt ei, fac parte din galerie, că nu fac parte din galerie. Câtă răbdare să mai aibă suporterii? Câtă răbdare, cât de suporter ai fi tu? Cât de mai catolic decât papa să fii? Să mai rar și să înghiți această cloacă, această mizerie de la clubul pe Chiajeș. Preferită. I s-a dat mână liberă. Împreună cu Vlădoi au adus 19 jucători. 19. Că s-a vorbit și despre treaba asta. Cum poți să dai mână liberă unui antrenor să aducă pe cine vrea el la o echipă? Fără niciun fel de explicație. Vă explic eu cum. Fiindcă nu avem un președinte de club profesionist care să supervizeze tot ce se întâmplă la club. Și nu se dorește treaba asta, răspundeți dumneavoastră dacă aveți un răspuns. Este o întrebare retorică. Și spunem acum doar ce se poate spune. Pentru că știu mult mai multe lucruri, care, bineînțeles, sunt mai greu de dovedit. Dar le știm din surse credibile. Da, nu, dar atâta timp cât, Mihai, atâta timp cât nu ai dovezi... Bineînțeles. Nu ai dovezi palpabile, bineînțeles, asta am și spus. După aceea... Dar noi toți ne știm care suntem aproape de echipă. Toată lumea știe. Vedeți, aparatul de partid, ca să vedeți, în ciuda acestor dezastre, aparatul de partid, care... Este asemenea unei caracalice, că ați văzut ce împotriva lui Neagoie, cum s-a ridicat. Și administratorul de la Mioveni, eu nu știu că Neagoie are rezultate 100%. Pentru că Neagoie s-a bucurat de 12.000 de euro, nu s-a interesat de condiții și așa mai departe. Eu cunosc mai multe detalii. Dar, imediat, a apărut administratorul stadionului de la Mioveni, a apărut declarație în presă. A apărut ducile de la Albot, a apărut declarație în presă, împotriva lui Neagoie. Apoi Neagoie a făcut la conferința de presă de după meciul cu Revita. A spus unor lucruri pe nume și nu s-au mai făcut publice. Eu am niște informații de ce nu s-au făcut publice, pentru că se stricau niște relații care actualmente le-am înțeles. Suntem, depindem cu bază de antrenament și așa mai departe. Iar se știa că se va demola stadionul, baza sportivă Nicolae Dobrin. Atât de greu era să te gândești unde se va antrena echipa mare, nemai vorbind de echipe de copii și de juniori. Cât de greu era să anticipezi acest lucru? Cât de greu
ieri azi anticipezi acest lucru. Este strigător la cer, este revoltător ce se întâmplă, este o harababură mai mare ca la clubul pe chiar ce nu există. Nu există. Și apoi tu să nu-ți recunoști treburile astea și să vină toate slugile de partid să comenteze peste tot pe Facebook, să aibă tupeul să intervină și în emisiunea asta. Este strigător la cer. Să faci presiune asupra suporterilor prin intervenții către patronilor? Păi în ce lume trăim noi? Unde trăim? Și noi, majoritatea, ce facem? Putem. Ne e frică. La 35 de ani de la Revoluție, nouă încă ne e frică. Asemenea, perioadei de dinainte de 89. Este strigător la cer ce se întâmplă. Cine are curajul să iasă și să spună lucruri pe nume, este automat atacat. Este inacceptabil ce se întâmplă. Lăsând la o parte, vă spun sincer, lăsând, nu doream să iau, cum am spus la începutul intervenției, nu doream să intru în direct. Dar când am cunoscut vocea și accentul și așa mai departe. Așa ceva nu se... Este inacceptabil. Lăsând la o parte partea sportivă, clubul și așa mai departe, vorbim de factorul uman. Cum să faci presiune asupra unui om care în timpul lui liber poate să facă orice? Ok, a greșit, răspunde în fața legii. Dar nu faci presiune asupra lui ca să-i destabilizezi locul de muncă. Ce înseamnă asta? În ce stat bananier trăim? E Columbia, ce aici? E mafia? Cumva e mafia? E mafia? Hai să nu discutăm de Columbia. Putem să ne uităm la vecinii noștri, mai de la est, așa un pic. Da. Este revoltător ce se întâmplă. Este revoltător ce se întâmplă. E puțin spus revoltător. De aceea am vrut să intervin Tatian. Oricum, respect, îl spun pe Tatian că este un vechi suporter care iubește echipa în toți rărunchii. Nu de toate chestiile cum greșit se exprima domnul Alin între ghilimele. Îi dau numele pentru că nu e corect, îi dau. Deci i-am scris în paralel când intrat. Și nu are cunoscut, bineînțeles, că nu a fost el. Mi-a spus că pentru mine de acum încolo nu va mai exista ca și persoană. Pentru că el mă cunoștea pe mine și mă cunoștea de ani de zi. Știe foarte bine că mie nu-mi plac slujile, mie nu-mi plac lingăi. De aceea avem încă o dată, avem nevoie de un președinte profesionist la club care să-și asume un proiect, să fie sprijinit în putere financiar și să răspundă, să-și angajeze pe cine vrea la club și să răspundă domnule. Să-și evalueze oamenii și așa mai departe cum se întâmplă la orice societate sănătoasă. Nu să angajăm la club toți lingăii și toate slujile de partid. Pentru că asta se întâmplă. Pe diverse interese. La clubul PCA și asta se întâmplă. De ani de zile. Și de-aia am ajuns unde suntem. E foarte simplu. Nu vrem să dăm cu pe el, vreau să mână, pe cine, domnule, ieși în față, domnul primar Gentea, ieși în față și spune, domnule, nu vreau să dau jucăria, domnule. Dar nu ne mai minți în față, domnule primar Gentea, spunându-ne că de mâine avem președinte. Și acum că merge echipa prost și au început să te înjure pe bună dreptate din punctul meu de vedere, suporterii, mergi la basket și te adicezi acolo în logea oficială, că ți-e place să fii un fel de Gigi Becali pe bani publici. Și te pozezi cu copiii în brațe, mamă, ca un tată iubitor. Domnule Gentea, probabil o să mai păcăli, din păcate, o majoritate sau o minoritate, o parte. Dar nu mai puteți să păcăliți pe toată lumea.
Da, probabil o să mai ia cam maxim 15% din voturile pe care le-a luat în 2020 și aici mă refer la suporteri. Da. Asta e, mergem mai departe, Mihai. Mergem mai departe, noi suntem ce vom rămâne alături de echipă, vom rămâne apărătorii valorilor demnității și moralității, pentru că asta. Și mergem alături de... Ați văzut probabil, chiar și la Liga a doua, puțin, mulți și cu eforturi mari fac deplasări și deplasări lungi. De ce fac acești oameni aceste deplasări? De ce și oameni chiar civile libere, unii n-au bani? De ce fac? Din iubire pentru FC Argeș. FC Argeș este o icoană pentru suporterul, pentru orice suporter care își iubește cu adevărat echipa lui. Și FC Argeș are o istorie extraordinară. Și nu permite nimănui să-și bate joc de FC Argeș, de Dobrin și de tot ceea ce înseamnă FC Argeș. De fenomenul FC Argeș. FC Argeș este iubit în toată țara. Și eu vă pot spune treaba asta în calitatea unui administrat al unui grup de Facebook. Îmi scriu foarte mulți oameni de peste tot din toată țara. Și îmi spun în ce hal a ajuns clubul ăsta. În ce hal a ajuns echipa lui Dobrin. Este inacceptabil să ne batem joc la infinit. Opriți-vă, domnilor, odată. Și încetați toate slujile, încetați. Încetați a mai lua apărarea angajatorului vostru. Dacă sunteți incompetenți și sunteți angajați pe file și relații, măcar tăceți. Aveți decența de a tăcea. Fiți oameni, respectați-vă pe voi înșivă. Când vă uitați dimineața în oglindă, să nu vă fie rușine de voi. Atât. Poate nu au oglindă. Probabil. Da, atât am avut de spus. Bine, mulțumesc. Bine, hai, seară bună. Seară bună. Seară bună, vă salut. Numai bine. Da, avem 2 ore jumate. A trecut repede timpul, da. Multe subiecte, mulți băieți. Mai lăsăm și pentru că ce să nu avem nicio etapă, poate da, mai avem discutăm. 2 săptămâni de pauză, să sperăm că poate... Păi, trebuie să ne mai vedem o dată pe săptămâna viitoare, eventual, pentru că așa se pune presiune. Nu-i punem presiune, noi atât am cerut. Asta e singurul lucru pe care îl cerem. Să vină un om capabil la club. Atât. În rest, se rezolvă tot. O să se rezolve toate. Dacă o să avem un... Ăsta e ultimul telefon pe care îl luăm. Da. Cum zici? Alo. Alo, bună seara. Bună seara, sunteți în direct, cum vă numiți? Bună seara. Viteazul Mihail. Eu sunt suporter al FCAG din 1972, de la primul titlu. Aveam 7 ani. Când a luat FC Argeș primul titlu. Cine e la telefon? Na, mă puteți să mai repetați o dată cum vorbim? Cine? Mihail? Mihail. Cum? Viteazul Mihail. Mihail? Mihail, da. Păi Mihail l-am înțeles, da. Mihail. Da. De 1972, de când a luat Argeș și prima dată campionatul, a mers cu tata. Și vreau să spun că e absolut o degenerare. O degenerare, tot ce se întâmplă. Cam toată lumea a observat ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani de zile pe la echipă. De-aia sunt așa mulți suporteri nemulțumiți. Din cauza asta. Domnului primar transgender. Cine ia deciziile la club acolo? Aici. Da. Din cauza asta. Uite, aveai un simplu om. Păi nu conta, putea să fie Narcis Răducan sau oricine. Sau un om de fotbal. Nu mai discutam noi nici de domnul Tudose, nici de domnul Genta, de nimeni. El era aliantul între noi și echipă. Și noi mergeam frumos, că era Dani Coman, că era cine era. Domne, ce se întâmplă? Nu stăteam să ne mai rugăm să intrăm într-o discuție cu domnul Tudose. Un singur mesaj am, domnule. Cum? Domnule, un singur mesaj am și cu asta închei, să nu vă simiți pe dumneavoastră da. Mult. Domnul primar transgender, Cristian Genta, să-și retragă candidatura să... Cedeze clubul cuiva competent? Asta e părerea mea. Da, dar nu o să se întâmple. Am mai vorbit subiectul ăsta și așa o să fie. O să vedeți că tot primăria o să administreze clubul. Nu o să mai vedem patru la FC Argeș.
Poate v-a zis, cu o simplă, bă, să vină cu o garanție cineva. Dacă domnul Tudose se laudă și spune, eu iubesc Fecioare și viața mea, ce ne minte el mereu, de ne minte de bună jumate, doi. Vină, bă, tată, cu un cec frumos, 10 milioane garanție, în 5 ani de zile vreau să aduc echipa asta în cupele europene, în unde vrea el, să vină cu un proiect, să-și aducă un om, 2, 3, 5, cât vrea el pe la club, să facă performanță la club. Dacă tot spune că e suporter, că e suporter, că e suporter, să vină să facă treaba asta. Dar v-am zis cu o garanție, că asta mi-e frică, să n-au generat generalul domnul Penescu, să desfințăm echipa, să luăm iar din Liga 4, să mai mergem pe în comune, mergeam pe la Susem, pe la Rucăr, pe la toate comunele astea, ajunsă să fie cearge, să, pe la Micești, pe la mai știu pe unde jucam. N-am fost în... Păi asta zic, că noi care mergem și știm ce să mai întâmplă, ce... Da, atunci a fost un lucru foarte bun cu domnul Stroie, se punea la dispoziție, era transportul gratuit, în fine, era altă perioadă, atunci venea lumea la stadion. Acum e greu. E greu să mai pleci de acasă fără 2 milioane în buzunar. Să-ți plătești biletul de meci, 20-30 de lei. Să dai bani pe motorină, să-ți mănânci și tu un sandwich, să-ți iei o apă, o bere, ceva. Aveți pe la despre cu dreptate. Păi, adică nu cerem nimic, n-am cerut decât să aducă un om atât. Și asta ne spune, vă zic eu sincer, după meci cu Dinamo undeva atunci, era și domnul Tudos, era și domnul Stanciu, venise toată elita la barul Vulturilor acolo. Da, domnule, o să fie bine, în fine, ce să mai? Aducem, uite ce am adus. Mai aveam puțin, picam în Liga 3. Mai aveam puțin și ne duceam în Liga 3. Domnule, eu vă las cu mesaj. Un singur mesaj, vă las și după ce da. Mi-a făcut plăcere să intru cu dumneavoastră în direct. Imediat. Brigada Violetă e mereu prezentă, Cristian Gentea Muie. Nu e frumos. Nu, haideți, vă rog frumos. Nu e frumos cu așa ceva, da. Cu mesajul ăsta. A închis. Da, probabil. Da. Eu zic să punem capăt emisiunii, pentru că se pare că încep să intre persoane care se dau drept alte persoane. Da, uite, asta trebuie să-ți dai cu nume și prenume frumos, nu ne mai punem, nu știu, diminutive sau mai știu până la urmă. Nu avem nimic de ascuns, lumea ne știe, jandarmeria ne știe, am avut probleme la meciul ăsta cu Reșița. A ajuns să ne ceară buletinul, ne știe toată lumea, toată jandarmeria ne știe. Dau numerele noastre de telefon. Cu ce greșim, domnule? Cu ce greșim? Când mai este o mână de oameni și veni să... Da, nu știu. Să vedem ce o să se întâmple. Asta v-am zis. Să sperăm că o să scăpăm. O să aducem un președinte și atât și restul o să fie liniște pe la club. Da. Un om capabil. Nu, hai că îl schimb pe domnul Foamete cu nu știu cine, tot după linie de partid numit. Și atunci o să fie liniște. Uitați la basket, am înțeles că nu știu cum îl cheam pe domnul de președinte. Dar știu că e pasionat, îl știu așa, fizic, din vedere, eu știu, dar nu uit acum numele, nu știu cum îi zici. De ce baschetul poate să meargă? Și un buget foarte mic. Și e bugetul, nu știu cât de mic, dar asta v-am zis că... Nu, bugetul e foarte mic. Un milion, două în plus, echipa de baschet îți mai aduceai 2-3 jucători și puteai să iei campionat. Te băteai cu Cluj și cu Oradea și erai acolo în față. Erai acolo în față. Adică tot să risipezi niște bani. Mai bagi în baschet puțin și uite, făceai echipă campioană. Poate la anul, poate peste 2 ani. Acolo nu străi foarte mulți bani. Din câte știu eu așa. Adică sunt puțini jucători, masiori, ce mai sunt pe acolo, antrenorii secunzi și nu cred că sunt salariile care sunt la fotbal. Da, ok. Nu, sunt foarte mici. La fel ei, și tocmai de asta zic. Adică cu un mic efort din partea primăriei sau cine administrează și pe la basket, pe acolo, că am văzut că acum cam toate echipele. Fotbal, FC Argeș, Vori, FC Argeș, basket, nu știu cum, FC Argeș, peste totul. FC Argeș. Da, nu știu. Dar oricum să știi că bugetele de anul ăsta sunt mai mici decât cele de anul trecut. Da, uite că sunt performanțe la basket, cinste domnului antrenor, cinste lui a știut acolo, a făcut un lot frumos, a închegat. Urmă cu un an, nu și-a dorit promovare și performanță, a început să construiască. Și se vede. Tocmai de asta zic, am avut încredere în el. Așa trebuie și la dacă ai stabilitate, dacă ai un schelet acolo, ai pe ce să pui bază, să construiești.
Dar la noi pe cine? La fotbal ce să faci? Uite cum vă zice toată lumea. Vin 17, pleacă 12, mai vin încă 3 pe parcurs. Păi am făcut 20 de jucători în fiecare an. Cum să închegăm noi o echipă? Cum să jucăm? Că au dreptate, până la urmă, și Straton și Tofan și care mai vin și mai vorbesc așa cum le din când în când. Atât păi, putem. Stai un pic așa, că s-au adus în vară, cât s-au adus, dar s-au mai dus și păi, în iarnă. Dacă îi pune și pe aia deja... Da, în iarnă acum n-au venit, dacă vreo 3, a venit Toros cu Morța. Păi, nu anul ăsta. Da, eu asta vreau să vă zic, asta dacă nu... Am schimbat la jucător, am zis, cred că am intrat în istoria fotbalului. Cu atâția jucători care au venit la o singură echipă în 3-4 ani de zile. N-am auzit pe nicăieri. S-ar putea prinde în manualul... Cred că da, cred că da. Foarte, foarte mulți jucători. Foarte, foarte mulți jucători. Da. Ce interes aici, ai impresarii care îi aduc. Da, asta nu înțeleg. Deci nu înțeleg. Deci, știam într-o perioadă când m-am zis, portarul de la fost CFR, nu mai știu care m-aș uita cum îi zice acum, el se mutase bine mersi la Ramada. Tot timpul era pe la Balbota, pe unde își cu Arge și o aducea jucătorii unul după altul, unul după altul. Hai să-i aduc la Pitești aici. Hai să-i aduc la Pitești, aici e buget mare, sunt mulți bani. Da, așa este. În fine, ce să mai... Da. Eu vă mulțumesc. Mihai, mulțumesc mult și sper să... Să sperăm că mai ne întâlnim, mai vorbim, păi, mai sunt și alți băieți care vor să vorbească și ei, mai venim pe aici, mai discutăm. Chiar mi-ar plăcea ca săptămâna viitoare, luni, e înainte cu o săptămână de începere. Da, pe sunt două săptămâni, sunt meciurile de le joacă Naționala României. Să mai putem să mai discutăm, să mai sune cei care se prezintă cu numele real. Așa ar trebui, cu nume și prenume frumos, fără sunt X, sunt Ionescu, Vasilescu sau nu știu ce. Dacă n-ai nimic de ascuns, îți dai numele și prenumele frumos și spui părerea. În urmă vii și spui părerea. Așa. Toți avem dreptul la opinie până la urmă. Da, e democrație în România până la urmă. Da, e democrație. Sunt băieți buni care vor să mai vină și în emisiune. Să sperăm că ajunge mesajul nostru unde trebuie să ajungă și să sperăm că odată și odată o să vină și Dani Coma să nu ne mai amăgim. Cel puțin vreo 3 persoane care lucrează în primărie le-am văzut că s-au uitat în direct. Din partea mea n-am nimic de ascuns, nu jignesc, n-am de ce să mă feresc. De-aia am și întrebat pe acel domn Alin. Am avut discuții, vă sincer, de 2-3 ori am vorbit cu domnul primar. Vocea... Da, păi și noi și el și cu fratele lui să nu uite, că au mers și ei pe galerie când erau copii și ne știm foarte bine. Și pe Cătălin și Palin și care sunt. Adică până la urmă nu știu de ce ne mai ferim unul de altul. Eu mi-am dat seama mai târziu că el ar fi cel mic din frații. Și până la urmă toți trebuie să avem dreptul la o replică, să vorbim. Categoric, atâta timp cât vorbești frumos. Civilizat, nu venim să înjurăm, nu facem scandal, nu facem nimic. Doar asta ne dorim noi. Noi suporterii bitășteni, galerie sau cum ne consideră lumea, asta ne dorim. Un om pus acolo pe postul ăsta de președinte de club și cu dânsul să ținești noi legătura și atât. În rest, nu ne dorim altceva. Bine, bun. Mulțumesc mult de tot. Doamnească sănătate. Vă salut și o băie și sper să ne mai vedem pe stadion. Da, când aveți timp, veniți pe la stadion. Ne vedem săptămâna viitoare cu toți. Seara bună tuturor. Sănătate, doamnește, sănătate. Hai pe ce argeți. Doamnește, să fie bine într-un final. I can't lie to you.